Bună ziua! Mulțumesc că ați acceptat invitația la acest eveniment Renew Europe, dedicat mobilității urbane sustenabile în Europa. Numele meu este Dragoș Păslaru, sunt europarlamentar din partea Alianței USR Plus, a Partidului Plus, în Parlamentul European, partea grupului Renew Europe și mă bucur să vă pot adresa aceste cuvinte de început. So welcome everyone. Thank you for joining us today. It's a great pleasure to welcome you to our today's event entitled Renewing Urban Mobility Across the Cities of Europe. This is one of the growing number of events and conferences launched by Renew Europe in Romania and have the honor of being the host for a discussion which I hope will leave everyone in the room full of new ideas and solutions, that's the most important part, for one of our major modern problems. It's actually quite paradoxically or very well aligned, the fact that we've been having a slight delay in starting the conference just because of traffic issues and of speakers not being actually to swim to the traffic here. We have a very exciting panel today assembled with the support of a lot of friends and colleagues in Renew, with the Deputy Mayor of The Hague, Mr. Robin van Asten, joining us. Thank you very much. Alongside other experts and stakeholders, I will like to greet also Thomas Wilson, the mobility specialist from Eurocities. Thank you very much, Thomas, for joining. Stefan Rossano will actually join us a little bit later from the Urban Mobility Association. We also have two candidates to local offices from the Renew political family in Romania, Mr. Vlad Voiculescu. He will be running for the position of Mayor of Bucharest, and Madalina Scurtu, who is going to be aiming for the kid city of Otopeni. We are going to have Ana Draguțescu, leading expert on sustainable mobility from Germany, and she couldn't make it to Bucharest, but she has actually sent us the video presentation, and we are going to show it to you today. I think that the most important thing that we also need to mention is the audience. We are delighted and honored that so many experts from the political, administrative, and civic spectrum have actually joined together with academia in the media. I just want to remind you that at the end of the event, we have a networking reception where I warmly invite you to continue the exchange of ideas. Aș vrea să îmi iau doar un moment pentru a vă povesti un pic despre contextul european. Pe 26 mai au fost alegeri europene, este a noua legislatură în Parlamentul European. Și e totdeauna bine să înțelegem că problemele pe care le avem în România, dramele noastre interne sau așa cum astăzi suferim din cauza problemelor de trafic, zăpadă, gheață, uneori avem tendința să uităm că nu suntem singuri și cumva să stăm în izolare și să căutăm soluții originale pentru probleme inclusiv legate de traficul urban, ca și cum n-ar mai fi fost nimeni cu care se confruntă cu ele. Ceea ce încercăm să transmitem din partea grupului Renew Europe, în dorința de a veni cu un nou suflu la nivel european, este că nicio țară nu este singură și că soluțiile sunt la îndemână. Grupul Renew este al treilea cel mai mare grup politic în Parlamentul European și prin Plus și prin USR, românii au acum posibilitatea să se conecteze cu o familie puternic pro-europeană care, într-adevăr, a avut o creștere substanțială la alegerile de anul trecut. Spuneam în campanie atunci că vom veni aproape de cetățeni, că vom aduce Europa în România, asta de fapt facem. Grupul Renew reprezintă speranța cetățenilor care înțeleg că este important să avem un proiect european care să fie orientat către viitor, un proiect ambițios, un proiect care să nu fie consumat de dezbateri sterile, în care cetățenii să fie parte și să poată, așa cum facem și astăzi, discuta despre lucrurile care îi preocupă. Este o agendă marcată de Pactul Ecologic European, de transformarea digitală și de folosirea tehnologiei pentru viitor. Și nu văd o temă mai potrivită de a discuta despre tehnologie decât tema de astăzi, legată de mobilitate urbană. Dar în același timp discutăm despre o societate europeană care pune în centrul politicii omul, cetățeanul, problemele pe care oamenii le au de accesibilitate, de posibilitatea de a fructifica aceste oportunități.
și că discutăm de probleme de coordonare a sistemelor sociale, de garanția pentru copii sau de digitalizarea soluțiilor prin care oamenii să poată să aibă acces în traficul urban, toate lucrurile acestea sunt legate. Aș vrea să mai menționez că rețeaua noastră de primari și viceprimari și consilieri în toată Uniunea Europeană includ orașe ca Dublin, Bratislava, Tallinn, Vilnius, Granada, Haga, Dresda și multe alte orașe care au venit cu soluții care ne sunt și nouă la îndemână, dacă cu adevărat dorim să le găsim. Nu suntem singuri și creștem în număr, nu suntem singuri și devenim din ce în ce mai puternici în dorința de a reînnoi Europa și dacă într-adevăr vom sta uniți și vom găsi soluțiile împreună, vom putea într-adevăr să construim acest viitor european comun. Just a few words on urban mobility, the topic of today, and I promise that this will be my last part of the statement. This is actually a perfect topic that shows transversal policy effects in the Union. And this is so important because the traffic and the mobility issues are affecting both the social components of our daily life, you know, talking about people that need to commute for getting a job, people going with the kids to school, people trying basically to pursue their social and economic objectives in our societies. But we're also talking about infrastructure, we're talking about management, about technology, so it's a transversal topic. The European Commission estimates that 75% of the European citizens will live in cities by 2025. So we are talking here about 75, three quarters of the European population. Cities are becoming increasingly crowded by cars and people. They are actually designed in past centuries, so they need to change. And urban planners are actually right now confronted with new challenges like smart grids, global warming, or indeed the issue of cars that probably will be key today. Cities have actually become more polluted, and we are actually becoming more and more concerned about health issues. Finally, cities are more and more key to economic prosperity, which is dependent on the flow of money, but also people and goods. So traffic is directly related to economic productivity. Time is indeed money. So when we're talking about delays in traffic, this means actually a loss of productivity and a decrease in economic potential. So we need to answer in the following years few questions that are setting the tone. Basic question, how can we ensure the least amount of time spent for any person or good getting from point A to point B? Let's say, what's the time that we actually need to get into the downtown of the particular city? How much it takes? Does it make a difference if you are located in the north or south or east or west of the city? In theory, and best practices show that you should actually have a planning system that will actually try to find solutions for all the parts of the city. How can we harness artificial intelligence to help us? How can we switch to a green economy with the need for cheap, efficient fuel to power our increasing traffic? Bucharest is a great example for these dilemmas. It is perhaps one of the best places to hold this debate. It's the sixth most populous city in the European Union, actually fifth now that London, fortunately, because of the Brexit, is out. So that's a statistic that, that's a top that is actually quite sad right now. It's the fastest growing urban economic area in our region. It's a place where our hopes and dreams may coexist with the worst possible blockages we see in the EU. It ranks consistently in the top of the worst things, most time spent in traffic in Europe, air pollution, congestion of road networks, lack of alternatives, low efficiency of public transportation system, low integration in urban design for new greener solutions, low percentage of non-fossil fuel-based transformation, including bikes or e-cars. This year will be a crucial year. This year will be a year where we have the intersection of the need for solution and for debate and for constructive debate from the civic perspective. We also have the political debate as well. So it's the perfect year to talk about the future of Bucharest, the future of urban development, the future of Europe. I won't say more, as our guests here are actually the experts and not myself. I'm eager to allow them to take the floor. I wish you an excellent debate, and I will right now give the floor to our moderator today, Bogdan Deleanu. Thank you very much for your attendance.
Thank you, Dragos, and thank you everybody for being here with us, and thank you our speakers. Just to explain a little bit what's going to happen today, so we'll have introductions and presentations from every speaker, and afterwards we'll open the floor to a debate that we hope is going to be as lively, as interesting as possible. Now, our first speaker is going to be Vlad Voiculescu, who is running for a very tough job, that's the mayor of this here city, who will introduce a little bit the challenges, but also open the floor, hopefully, for the other speakers to come with best practices and best experiences from their own life experiences and careers. Vlad, please, it's up to you now. Thank you. Welcome from my side as well. There's not much to be said after Mr. Pislau here. Sorry, it's okay. Okay, no problem. So I guess I'll speak in Romanian for most of the room here, and I will hope that our guests here will apologize me for doing that. But I will, în introducere, ce aș vrea să subliniez este cât de important e Bucureștiul pentru această țară. Dragoș Pislau tocmai ne-a spus că Bucureștiul este al cincilea cel mai populat oraș din Europa. Ce cred că e clar pentru fiecare dintre noi e cât de important e Bucureștiul pentru România, dar câteva cifre e bine să fie readuse în discuție din nou și din nou. În București producem cam un sfert din produsul intern brut din România. În București vin peste 60% din investițiile străine directe, peste 60%. În București avem cam un sfert din toate întreprinderile mici și mijlocii și cam un sfert din întreprinderile mari din această țară. Bucureștiul este inima României, inima care pompează sânge, și dacă inima nu funcționează, lucrurile nu pot sta bine în întregul corp. Bucureștiul s-a dezvoltat foarte mult. Nu spun nimic nou, dar poate pentru oaspeții noștri e bine să ne aducem aminte că Bucureștiul este unul dintre orașele care a crescut cel mai rapid și Bucureștiul are de asemenea resurse limitate. Atunci când ai resurse limitate, și vorbim aici de străzile din București, vorbim aici de transportul în comun, de infrastructura pentru transportul în comun în București, toate acestea sunt resurse limitate. Ce faci atunci când ai resurse limitate cu care trebuie să te descurci? E simplu. Asta este momentul, cel mai târziu în timp moment, în care ai nevoie de un plan. Și ce trebuie să faci mai departe e de asemenea relativ simplu. Trebuie să te ții de acel plan. Trebuie să avem un plan și apoi trebuie să urmăm acel plan. Vorbim astăzi cu experți despre planuri sustenabile pentru mobilitatea urbană. O să vorbim despre ceea ce în engleză se cheamă SAMP, în românește se cheamă PMUD, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, de exemplu, al Bucureștiului. Avem un plan și a fost gata în 2015. Nu este perfect, are nevoie să fie revizuit. Mulți dintre cei din sală pe care îi văd au contribuit la acel plan, dar nu ne-am ținut de plan. Nu ne-am ținut de plan încă din primul moment. O parte dintre proiectele de infrastructură publică propuse de actualul primar nu țin în niciun fel cont de acel plan. O parte dintre proiectele propuse de acel plan, și anume aproape toate, nu au fost luate în considerare de actuala administrație. Ceea ce avem nevoie este să luăm acel plan, să-l actualizăm și apoi să ne ținem de el. De ce? Pentru că toate resursele pe care le avem la dispoziție ne sunt deja insuficiente. Vedem asta în fiecare zi, dar vedem asta în mod special atunci când plouă, ninge, și vedem asta dacă întrebăm, ne dăm seama de asta cel mai bine dacă întrebăm cineva, dacă întrebăm persoanele care dacă întrebăm o mamă care are un copil în cărucior, dacă întrebăm pe cineva care este în cărucior cu rotile și are aceleași nevoi ca și noi, să fie mobil, să meargă la lucru, să meargă să-și rezolve diverse lucruri într-un loc sau altul al orașului. Sunt lucruri simple, dar care
influențează în mod masiv viața fiecăruia dintre noi. Mai mult decât atât, orașele de-a lungul timpului s-au dezvoltat acolo unde exista o resursă, fie o resursă, în general o resursă naturală. Multe dintre orașe s-au dezvoltat acolo unde erau resurse de cărbune. Alte orașe s-au dezvoltat acolo unde era resurse de minerul de fier. Resursa principală a zilelor noastre sunt oamenii. Ce trebuie să facă un oraș ca să fie un oraș de succes este să păstreze, să facă viața în acel oraș bună pentru oamenii care sunt acolo, respectiv pentru oamenii pe care vrea să-i atragă. Avem nevoie ca de aer, ca Bucureștiul să devină opțiunea principală pentru toți românii, pentru toți românii care vor să-și găsească vârful carierei sau vor să muncească sau vor să trăiască sau vor să-și facă o familie și vor să investească bani, resurse materiale, dar mai ales speranțe în România, în București. Oamenii sunt resursa principală pentru care se bat nu doar țările, ci mai ales orașele în zilele noastre. Există o competiție internațională între orașe. Asta e ceea ce trebuie să facem și un aspect esențial este mobilitatea. Mobilitatea care e această hârtie de turnesol. Se leagă de probleme de sănătate, de cum planifici sistemul de sănătate al unui oraș, de cum planifici însăși dezvoltarea orașului și toate celelalte. Vorbim de sistemul care irigă un oraș. Asta este mobilitatea. Vom vorbi astăzi cu oameni care fac asta de multă vreme. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezență. Abia aștept dezbaterile. Thank you very much. Mulțumim, Vlad. So that was a very, let's say, brief introduction about a very wide topic. And our next speakers might be able to give us a bit of contrast to the debate, because we're talking now about Bucharest, and Bucharest that is somewhere, let's say, behind than where we want it to be. And then we're going to go now to Mr. Robert Van Asten, who's the Deputy Mayor for Mobility of The Hague, who's been a Deputy Mayor since 2018. He was a City Councilman since 2016. He has a wide experience in improving mobility, finding solutions for sustainable mobility for his city. And The Hague is actually, many say it's a model. It's ranked as the best mobile city in Europe, I think in 2014, but also later on. It is connected with the Rotterdam urban area in a very innovative mobility urban plan. So I think it's not just about learning from their experience, but also exchanging ideas from their experiences, because you'll see in Mr. Van Asten's presentation that what we faced, maybe they also faced, but also they found solutions to that. So without further ado, please, you have the floor. Thank you, ladies and gentlemen. Just arrived from the airport and going through town to get here was quite a new experience for me. Dar interesantă, clădiri foarte frumoase, trebuie să spun, e prima oară când vizitez București. Clădiri minunate avem și la Haga și aș vrea să vă arăt câteva. În toată forța lor ca să le puteți vedea și să vă bucurați de ele, dar nu doar pentru vizitatorii din orașului Haga, ci și pentru cei care locuiesc acolo, pentru că atunci când vorbim de mobilitate, discutăm adesea doar de nevoia oamenilor de a ajunge din punctul A în punctul B, dar dacă toată lumea are mașină, unde parchează mașinile alea? Preferabil, desigur, chiar în fața ușilor de acasă. Dar dacă are și vecinul mașină și dacă ai un bloc de apartamente, atunci avem o problemă. Și dacă întrebăm oamenilor pe ce fel de stradă vrei să locuiești, dacă întrebi un copil, desenează strada unde vrei să trăiești, să locuiești, nu cred că în poza lui, în desenul lui, vor fi foarte multe mașini. Pentru că mi-a spus odată un arhitect care a lucrat pentru Rotterdam și mi-a spus, copiilor nu le place strada asta. De ce? Pentru că vezi la capătul, strada era de un kilometru, avea o lungime de un kilometru și de o parte erau clădiri, nicio curte, doar clădiri, iar pe partea cealaltă doar mașini. Ca adult treci
pe stradă și poți să vezi dincolo de mașină, însă pentru un copil care este mai scund, el nu poate să vadă peste mașină și atunci e ca un soi de canion. Așa arată străzile. Străzile la noi sunt făcute pentru oamenii cei mai mici, pentru și pentru copii și pentru cei mai vulnerabili oameni care locuiesc acolo. Avem și în Haga foarte multe mașini. Numărul lor a crescut, mai ales după război, după al doilea război mondial. Și oamenii au crezut că o să facem din piețe, o să facem parcări. Avem clădirea Parlamentului, avem acolo turiști acum în fața clădirii, dar și foarte multe mașini. Am făcut câteva schimbări pentru că nu așa vrem să arate orașul nostru. Am câteva poze în prezentare, poze de genul înainte și după. Vreau să vă arăt câteva ca să vedeți diferența. Deci în partea asta merge. Ok, asta este cea mai frumoasă stradă comercială cu magazine pe care o avem. Strada Mare a Pieței. Nu era o stradă în 1920, dar când au apărut mașinile, oamenii s-au gândit, ok, hai să demolăm o jumătate din clădirile de acolo și să facem loc pentru mașini. Clădirile nu le mai putem face înapoi, dar putem să facem altceva. Am făcut strada să fie pentru oameni, doar pentru biciclete și pentru pietoni. După cum vedeți aici, un domn pe scooter, am interzis asta de anul trecut ca să fie și mai plăcut și, practic, mă gândesc chiar cum să facem și să trecem și bicicletele, să le punem pe strada din spatele magazinelor, pentru că dacă dai la o parte mașinile și alte vehicule, oamenii o să meargă. Asta este o zonă rurală. Odată arăta așa, după cum vedeți, oamenii nu au bandă de biciclete, pistă de biciclete, avem mașini, dar am schimbat, acum avem o pistă de biciclete și avem verde. Și atunci ne gândim, ok, dar unde sunt mașinile? Practic, dacă omului îi dai o alternativă, el o să te la o parte mașină. Biciclete, de exemplu, și piste de bicicletă. Piste de biciclete și străzi de bicicletă. Nu neapărat doar o pistă, pentru că o pistă începe undeva și se termină altundeva, dar și o stradă care se ducă pe oameni de unde stau și până unde muncesc. O parte care s-a schimbat și eu foarte mult, încă foarte multe mașini, dar am făcut loc și pentru infrastructură și practic toată prezentarea asta se referă la a face alegeri, a alege un lucru sau altul. Asta este una dintre cele mai de succes investiții în transportul public din zona noastră. Am făcut acest tramvai, tren care vine la stația centrală. Este conectat prin mijloace rapide. După cum vedeți, numărul de mașini scade și încă trebuie să scadă pentru că este un oraș foarte congestionat. Nu mai suntem acum pe primul loc ca oraș congestionat. Orașul nostru vecin este așa, este pe locul întâi acum, dar lucrez încă la diferite programe ca să facem ca mașinile care acum circulă prin centrul orașului să circule prin jurul orașului. Acum nu avem decât o autostradă pe o parte și câteva străzi care intră, dar astfel că locuitorii își vor lua strada cea mai... și dorim ca locuitorii să o ia pe strada cea mai scurtă care să îi ducă spre autostradă, nu în felul în care se face astăzi. O să mai fac doar un lucru și apoi o să vă dau înapoi microfonul, că nu vreau să iau toată discuția, dar poți să faci lucrurile astea doar dacă începi să vorbești cu oamenii care locuiesc în oraș, care folosesc orașul și vor să ajungă din punctul A în punctul B în oraș, pentru că dacă te apuci pur și simplu să blochezi străzi, oamenii o să se revolte, o să ai un oraș plin de oameni furioși care nu știu de ce nu mai pot să meargă pe acolo cu mașina. Dar dacă îi faci să participe și afli de la ei cum vor să arate cartierul lor, cum ar putea ei să contribuie,
ei practic sunt dispuși să renunțe la beneficiile lor de a merge cu mașina și să treacă la transportul în comun. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Van Asen, și mulțumim pentru prezentare. Cred că veți avea with part of the presentation, we'll still want to hear more. That's something that is also very important for us here, obviously. And our next speaker is going to, let's say, try to drive the debate further. It's Mr. Ștefan Roseanu, who's an urban mobility specialist with a wide experience in dealing with public transportation networks, including public and urban railway networks, who's worked in a number of European cities, including Vienna, for example, who's a very well-known city for its urban network of public transportation, and we're going to try to drive the debate forward with him, talking a little bit about his experience and his views on this issue. Please. Thank you, Bogdan. I will turn also to Romanian because most of people in the room are Romanians. Mulțumesc pentru. Thank you for inviting me to attend this discuție. N-am pregătit câteva poze de data aceasta, dar în orice caz, imaginile care le-am văzut în prezentarea anterioară sunt concludente. Un oraș are puterea să se reîntoarcă la oameni, chiar dacă în România încă mentalitatea generală este că trebuie să sprijinim deținătorii de autovehicule, deoarece sunt și ei oameni și au drepturi și trebuie să aibă un loc de parcare și trebuie să aibă un loc pe unde să meargă și trebuie să aibă un alt loc de parcare și așa mai departe. Este un cerc vicios din care încă nu reușim să ieșim. În ceea ce privește acest transfer de la orașul, să spunem, conservelor, pentru că, în final, mașina este o conservă în care ne închidem pentru câteva zeci de minute și să-l trecem către un oraș al oamenilor, este, cred, nevoie de o viziune pe termen lung, pentru că nu este simplu doar să interziști ceva. Trebuie să existe un sistem pus la punct. Trebuie să existe o imagine centralizată și piramidală cu privire la nevoile pe care le au cetățenii unui oraș. S-a pomenit în deschiderea acestei întâlniri de planurile de mobilitate urbană durabilă. În România, deocamdată, pentru că am fost implicat și în elaborarea planului de la București. Am mai sprijinit și alte municipii în țară, măcar în faza de evaluare a conținutului acestora. Planul de mobilitate până la acest moment a fost văzut ca un instrument obligatoriu ca să justificăm de ce vrem niște bani de la Uniunea Europeană. Nu a fost cu adevărat înțeles scopul strategic al unui astfel de document și modul în care se integrează elaborarea și implementarea acestui document cu celelalte politici ale orașului. Doar dacă mi-au aminte de modul cum se elabora planul de la București, cred că se poate face și un film din categoria Stan și Bran, Frații Gopo și alte filme clasice cu astfel de personaje. În primul rând, pentru că cineva a înțeles că documentul se referă la mobilitate, se referă la transport. Și atunci documentul a fost atribuit Direcției de Transport din primărie. Direcția Urbanism nu avea niciun rol în sau serviciul urbanism nu avea niciun rol în elaborarea acestui document. La un moment dat, pentru că așa scria în bunele practici ale elaborării planului de mobilitate, trebuia să faci un model de transport ca să știi cum rutezi traficul. Și s-au făcut niște chestionare.
Întâmplător, era o firmă mare care era implicată în ambele părți și la elaborarea planului urbanistic general și la elaborarea planului de mobilitate, dar cu două contracte diferite. Așa încât a trebuit făcut un mecanism întreg prin care două departamente ale aceleiași instituții să dea dreptul aceleiași companii să-și transmită informații pe care le-au cules în cadrul celuilalt contract, pentru că exista o clauză de confidențialitate. Deci, departamentul A avea confidențialitatea sa față de departamentul B ale aceleiași instituții. Și de aici apar în final toate problemele sau provocările cu care ne lovim astăzi în implementarea proiectului. S-a spus foarte corect, sunt multe proiecte care au fost incluse în plan și care nu le vedem să apară în spațiu public ca proiecte de investiții sau măcar de politici publice. Sunt proiecte care au apărut, pentru că iarăși în România încă avem acest defect, aș spune că e defect. Și nu doar la București, aproape toate orașele. Mergem, ne întâlnim cu o echipă care reprezintă o anumită tehnologie, un anumit concept de transport. Respectiva echipă știe să-ți facă o prezentare frumoasă și te întorci acasă. Echipa de tehnică, vă rugăm de mâine implementați tehnologia X, pentru că este cea mai bună pentru primăria noastră sau pentru instituția noastră. Acest lucru ar trebui să înceteze. Asta este scopul planurilor de mobilitate. În toate discuțiile care le-am avut cu diversi interlocutori internaționali, am căutat întotdeauna o scuză pentru România și pentru români. Într-adevăr, este prima generație de planuri de mobilitate pe care o elaborăm. Capac pe se pupăză, a trebuit să fie și mobilitate durabilă. Deci după ce că noi de pe la 1990 încoace nici măcar n-am mai stat să avem o imagine integratoare a mobilității, în plus a trebuit să fie direct durabilă. În al doilea rând, trebuie, repet, înțelese palierele pe care funcționează un oraș, iar planificarea acestei mobilități nu se poate face în absența unui dialog și a unei conlucrări strânse, în primul rând, cu urbaniștii. Pentru că orașul trebuie să se dezvolte, vine cu niște funcționalități, iar transportul, da, pentru că mobilitate încoate egal transport, vine să ajute la această, la acest concept de dezvoltare a orașului. Deci primul lucru care trebuie să ne-l punem în discuție, înainte poate și de a începe această revizuire a planului, pentru că, într-adevăr, vor începe în perioadele următoare revizuirea planurilor de mobilitate, ca să avem documente cu care să ne prezentăm în intervalul de finanțare 2021-2027. Primul lucru, trebuie să gândim o strategie și o viziune reală asupra orașului, măcar pe 20-30 de ani. Vrem să fie un oraș policentric sau un oraș monocentric. Vrem anumite funcționalități într-un punct sau în altul al orașului. Formă să înțelegem care sunt avantajele fiecărei tehnologii de mobilitate. Mă pot deplasa în tot orașul pe jos? Cred că în București răspunsul e clar nu. Mă pot deplasa cu bicicleta, mă pot deplasa cu transportul public și așa mai departe și așa mai departe. Trebuie să văd aceste, să-mi răspund în primul rând la aceste întrebări, înainte de a începe să pun pe hârtie planurile efective. Doi, ca orice oraș care funcționează, nu suntem un oraș care se construiește de la zero, avem niște infrastructuri care nu pot fi ușor mutate, dar care trebuie folosite în scopul dezvoltării sale. Să spui astăzi că, de exemplu, o linie de metrou nu mai mă interesează,
și m-ar interesa pe două bulevarde, mai la stânga sau mai dreapta, este dificil. Da? Pentru că nu putem construi tunele la fiecare 3 minute. Nu putem muta liniile de tramvai în alte, în alte amplasamente. Dar autobuzul îți permite o astfel de flexibilitate. Bicicleta îți permite o astfel de flexibilitate. Iarăși, din ceea ce am observat în multe orașe europene, trebuie să luăm în considerare, dincolo de intervențiile hard, deci investiții în infrastructuri și în vehicule, trebuie să luăm în considerare, în primul rând, intervențiile soft, politici, regulamente locale, legislație națională, pentru că degeaba o să ne stabilim că vrem să desenăm și să introducem pistă de bicicliști peste tot. Probabil că nu o să putem. Dar, și o spun și pe propria mea piele, atâta timp cât cetățeanul care este în spatele unui volan la o mașină nu are niște reguli clare pe care trebuie să le respecte în relația cu biciclistul, relația cu pietonul, biciclistul și cu pietonul vor fi întotdeauna victimă. Și a lua o decizie este extrem de simplă. Cu ani de zile în urmă, când am avut ocazia pentru prima dată să merg în Italia și să fiu și șofer acolo, adică am condus mașină mică, nu înțelegeți că m-am dus ca șofer. Așa, dar am condus prin niște orașe din... și eram foarte șocat cum de utilizatorii de scutere au atâta curaj să meargă în trafic și să se bage în fața mașinilor. Pentru că, în primul rând, prin lege, scuterul sau utilizatorul de scuter este protejat, iar eu, ca șofer, eram obligat să îi respect integritatea. Sunt câteva elemente la care trebuie să reflectăm atunci când gândim pe termen lung dezvoltarea orașelor. Am vrut să arunc câteva pastile care să ajute în dezbaterea pe care sper că o să o avem în continuare. Mulțumim foarte mult, Ștefan. Și mulțumim într-adevăr pentru pastilele tale, care cu siguranță o să fie interesante. Povestea cu o strategie care a fost scrisă de dragul de a scrie o strategie, nu de dragul de a rezolva niște probleme și de a o integra, e ceva care, din păcate, l-auzim din ce în ce mai des atunci când ne uităm în detaliu la toate strategiile, fie că vorbim de urbanistică sau de altceva. În același timp, îmi place că ai preluat ideea celorlalți vorbitori, și anume că orice se face trebuie să fie făcut cu un dialog deschis și consultând toți actorii. Și asta îmi dă ocazia să introduc următorul vorbitor, pentru că când e vorba de mobilitatea unui oraș, trebuie să-i consulți și celelalte orașe din jurul său, și pentru București avem o poartă sau avem un oraș cheie, care este Otopeniul, care este strâns legat și a cărui soarte este strâns legată de ce se întâmplă sau ce se va propune pentru a ameliora la nivelul Bucureștiului. Și avem alături de noi astăzi pe colega noastră Mădălina Scurtu, care este candidatul din partea Plus pentru primăria orașului Otopeni. Mulțumesc! Numele meu e Mădălina Scurtu și sunt candidatul desemnat al Alianței USR Plus Otopeni pentru funcția de primar al orașului Otopeni. Mulțumesc mult! Vorbim despre Otopeni, vorbim despre orașul aflat lângă București, vorbim despre orașul cunoscut a găzduit aeroportul internațional Enrico Andă, vorbim despre poarta atât spre România cât și spre București. Despre Otopeni sunt multe de spus. Am venit astăzi pregătită cu câteva statistici, vorbeați mai devreme despre contraste și voi veni cu niște contraste mai mult dureroase. Avem 17.000 aproximativ de locuitori, număr care a crescut foarte mult în ultimii 20 de ani. Avem un buget al Otopeniului care a crescut și el considerabil, în mod firesc, în mod evident, astfel încât în 2019 am ajuns la un buget de 35 de milioane de euro, bugetul orașului Otopeni. Pe măsură ce tot mai mulți locuitori au decis să investească în Otopeni,
să se, să, se mute în Otopeni în căutarea unor condiții de viață mai bune, pentru că era o alternativă viabilă la aglomerația din București. În Otopeni am ajuns ca o treime din oraș să beneficieze de utilitățile de bază elementare. Și aici mă refer, din păcate, cu tristețe la străzi cu asfalt, la apă curentă și la canalizare. Vorbim de o treime din oraș în anul 2020. Otopenului 2020 este total depășit în ceea ce privește sistemul educațional. Copiii din Otopeni nu au loc la grădinițe. Otopenului 2020, și suntem astăzi toți prezenți aici, nu oferă o creșă. Nu avem o creșă în Otopeni. Nu avem o policlinică în Otopeni. Nu avem un punct de primiri urgențe în Otopeni. Și iarăși vorbim despre anul 2020. În schimb, avem în Otopeni, și de asta, dacă nu știați, este un element de statistică la fel de tristă și la fel de complexă, avem un sistem care este același de 24 de ani. Avem același primar, avem aceeași administrație. Din câte cunosc, situația este cam aceeași în tot județul Ilfov. Avem aceeași clasă politică de 24 de ani care este obișnuită să ia aceleași decizii ca acum 24 de ani, care se vede că nu este în stare să se adapteze la nevoile orașelor și la nevoile oamenilor și care a rămas închisă în modul de a lua decizii, modul de a vedea lucrurile de acum 24 de ani. Cred că toți știm foarte bine și ne aducem aminte de ultimul mandat de 24 de ani din istoria noastră, dinainte de 1989, și cred că la fel de bine ne aducem aminte și cum a luat sfârșit mandatul respectiv. Ce vreau să spun este că în Otopeni, poarta către București, poarta către România, avem o mare lipsă bazată pe infrastructură. Și aici vine, în mod firește, alianța USR Plus, Otopeni, cu propuneri viabile, ce putem face, având în vedere nivelul la care ne găsim. Pornim de la o constantă pe care toți o știm și o simțim, și anume faptul că Otopeniul e traversat de drumul național. Avem un oraș care este splitat în două părți. Avem pe partea dreaptă Otopeniul vechi, așa numită orașul de jos, Otopeniul de jos, și pe mâna mea stângă avem orașul nou, care crește, se dezvoltă, așa numitul cartier Odăi. Dacă un cetățean din cartierul Odăi vrea să se ducă să cumpere o aspirină, nu are încotro, se urcă în mașină, traversează drumul național, ajunge în partea veche a Otopeniului și își va cumpăra aspirina respectivă. Ce putem face? Ce trebuie să facem? Trebuie să găsim soluții de traversare, de unificare. Aceasta este ideea pe care noi o promovăm și pe care o vom promova cu tărie, nu doar în această campanie, dar în următorii 20-30 de ani trebuie promovată unificarea Otopeniului. Oamenii trebuie să poată să ajungă dintr-o parte în alta fără a mai investi atâta timp și atâta efort. Pasaje de trecere peste drumul național, atât pentru vehicule, cât și pentru pasaje pe trecători, sunt o necesitate mai mult decât evidentă. Nu în ultimul rând, vorbim de un drum național care suportă localnicii din Otopeni care vin sau pleacă spre București, suportă locuitorii care din comunele vecine Otopeniului, suportă oamenii care se duc la aeroport, suportă oamenii care se duc spre nordul țării. Deci vorbim despre un trafic supra-dimensionat. Și dacă vorbim despre mobilitate și soluții de modernizare, înseamnă că trebuie obligatoriu ca în Otopeni să fie creată o gară cu stații de tren care să lege rapid printr-un
printr-o altă modalitate decât drumul național, Bucureștiul de Otopeni. Există un proiect, inclusiv un campus educațional, și atunci o linie de tren va asigura o alternativă rapidă, comodă, confortabilă, alternativei de a călători cu mașina. Acestea sunt doar câteva dintre prioritățile pe care Alianța USR Plus Otopeni le are în vedere pentru a moderniza într-un final și Otopeniul. Realitatea, din păcate, de la noi din Otopeni arată că viața bună se întâlnește mai mult în filmele de prezentare finanțate de primărie, dar noi suntem acolo și cu toții o vom transpune și în realitate. Și vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, Madalina, și I'm going to switch again to English because I want to introduce... O să vorbesc în engleză. Acum îl prezint pe următorul nostru vorbitor, care poate aduna puțin închega subiectele. Este un consilier pe politici de mobilitate, Eurocities, care este o rețea europeană de orașe, sunt cam 140. Este format de primele 6 cele mai mari și acolo reunește și adună expertize, experiență din aceste orașe și reprezintă orașe și mici și mari, de aceea, cum am auzit și eu mai devreme de la Mădălina, am auzit acest cuvânt mai devreme, contrast. Avem multe contraste când vine vorba de România, pentru că Bucureștiul este un oraș cu creștere rapidă, vedem oameni care merg pe trotinete, e dificil să ai o discuție despre mobilitate inteligentă, revoluția verde, sunt subiecte despre care se vorbește foarte mult în Europa de Vest. O întrebare cu care putem porni, cum reunim aceste lucruri, cum le aducem în același loc, pentru că dumneavoastră lucrați cu oameni și din Europa de Vest și din Europa de Est. Mulțumesc! Sunt Thomas Wilson, sunt consilier de mobilitate, de politici de mobilitate pentru Eurocities. Câteva cuvinte despre... Câteva cuvinte despre cine suntem noi. Suntem o rețea de 140 de orașe mari din Uniunea Europeană, 250.000 de cetățeni, deci orașe cu mai mult de 250.000 de cetățeni. Suntem o platformă politică pentru primari, facem împărtășire de practici optime pentru mai multe subiecte, mobilitate, mediu, digitalizare, aspecte sociale și mai multe și așa mai departe. Facem și lobby pentru instituții europene. Am vrut să vă spun câteva cuvinte despre provocările cu care ne confruntăm în mobilitate și câteva statistici de la câțiva dintre membrii noștri. Una dintre cele mai mari provocări este aglomerația. Există cam 100 de miliarde de euro pe an care se pierd, bani care se pierd din cauza aglomerației și mi se spune de la comisie că cifra a și crescut între timp. Cine arată acest grafic este că între 2014 și 2018 aglomerația a rămas relativ neschimbată sau s-a agravat în anumite zone pentru că există mai mulți proprietari de mașini private și trebuie să vedem cum abordăm, să vedem câteva măsuri eficiente care au fost folosite, spre exemplu, zone de aglomerație, deci unul dintre membrii noștri, Stockholm, a implementat o așa de zonă de aglomerație, deci au făcut un studiu, prima dată nu a avut succes când au implementat și au văzut o scădere cu 20% a traficului, a devenit o măsură foarte populară și oamenii au înțeles de ce este bine să ai mai puține mașini pe străzi și să ai această accesibilitate care creează, care facilitează turismul și, bineînțeles, beneficiile sunt multiple. Iată și câteva membri din statele din estul Europei. O altă problemă majoră pentru membrii noștri este siguranța rutieră. Este o problemă care stagnează, practic. În fiecare an, 9.500.000 de oameni își pierd viața în accidente rutiere. Situația se îmbunătățește cam cu 2,2% pe an. România, din păcate, este o excepție. Aici numărul de victime a crescut pe an.
avem 135.000 de victime cu răni, care probabil că este o cifră inferioară celei reale. Așadar, tipurile de ce se arată această realitate, vestea bună este că putem să facem ceva în această privință. Am avut un oraș în rețeaua noastră, Oslo, care a raportat 0 decese anul trecut. Prin mai multe măsuri au redus numărul de mașini de pe străzi, o infrastructură mai bună pentru cicliști și pentru pietoni și dacă toate nivelurile de guvernanță la nivel local au integrat siguranța în aceste planuri de mobilitate, sprijin de la nivel național, ghiduri, finanțări, la fel și la nivel european, noi standarde europene de siguranță care mențin vehiculele într-o limită de siguranță, care frânează când văd pieton sau cicliști, toate acestea aduc îmbunătățiri majore și acestea reduc semnificativ numărul de decese din accidente rutiere pe an. Un alt subiect este zgomul, despre care se vorbește mai puțin, dar este al doilea cel mai de impact factor și factor de impact asupra sănătății umane. Aceste statistici sunt de la Agenția Europeană pentru Mediu. Ceea ce arată este că în orașele mari, deci echivalente cu orașele noastre, 62% dintre cetățeni sunt expuși la zgomote pe termen lung nocive, ceea ce înseamnă că asta duce la somn de calitate proastă, la stres și uneori chiar la este nevoie, duce la dezvoltarea unor afecțiuni pe termen lung. Principala cauză, transportul rutier. De asemenea, traficul feroviar, acolo trebuie să abordăm aceste probleme. O electrificare ar fi o problemă bună, o situație bună de a rezolva această problemă. De asemenea, climatul este un alt aspect cheie, transportul, cum este unul dintre cele mai mari emitenți de gaze cu efect de seră, are un impact major asupra adaptării cetățenilor și costul care vine asociat acolo este cea mai mare pondere, este sectorul care crește în materie de emisii. Sunt majoritatea emisiilor sunt de la mașinile de pasageri, trebuie să reducem numărul și să îmbunătățim tehnologiile și eficiența de rulare. În cele din urmă avem calitatea aerului. Cred că mai bine de 400.000 de oameni mor anual din cauza unor afecțiuni asociate cu calitatea aerului. Aici vorbim despre particule mici, dar și de dioxidul de azot, care provine de la mașinile diesel, proporții uriașe de populații urbane care sunt expuse unor efecte negative pe baza acestor emisii. Ce înseamnă asta în realitate? Înseamnă că copiii care cresc cu o capacitate pulmonară mai scăzută, înseamnă afecțiuni cardiace, înseamnă Alzheimer, înseamnă boli sistemice pe termen lung și deces prematur. De asemenea, avem și câteva megatrenduri, megatendințe. Umanitatea sau UE ajunge la o maturitate, deci a îmbătrânit. Asta are un impact asupra serviciilor pe care le prestăm în materie de mobilitate. Există o creștere a orașelor și e un mare accent pe mega-orașe, cum sunt Paris și Londra, dar majoritatea creșterilor va veni de la orașe de sub 1 milion de locuitori, urmate de acelea între 1 și 5 milioane și în același timp avem această explozie a digitalizării care are un impact asupra felului care interacționăm în societățile în care trăim. În ultimul deceniu nu s-au întâmplat foarte multe în materie de mobilitate, poate în afară de zona Olandei, doar schimbări mici de eficiență, de optimizare, dar mai recent se întâmplă cam totul, automatizarea mașinilor la orizont, avem conectivitate între vehicule și alte vehicule, vehicule și infrastructuri, vehicule și sisteme de management al traficului, aplicații care tocmai apar despre cum gestionăm toate aceste informații și felul în care putem să ajustăm politicile pentru a le face mai eficiente, pentru a optimiza aceste aspecte de carbonarea
vehiculelor hidrogen, micromobilitate, avem trotinete electrice și din ce în ce mai multe, deci din acestea ies tot mai multe modele de afaceri care pot reduce numărul de mașini de pe străzi, dar în același timp spori numărul de, poate spori și gradul de mobilitate în cadrul acestor orașe mari. Așadar, ce pot face orașele pentru a gestiona aceste provocări? Avem o gamă de măsuri la dispoziție, măsuri fiscale, de reglementare, investiții, conștientizare și în ultimii ani, în anii 70, anii 80, multe au fost făcute pentru a îmbunătăți capacitatea de trafic, subvenționarea parcărilor, drumuri fără taxă și acum, în mod interesant, vedem măsuri care sunt folosite pentru a face un transport sustenabil. Deci, în unele orașe vedem parcări subvenționate pentru vehicule electrice, vedem schimbări în folosirea terenurilor, căi inovatoare de a face logistică, reglementele pentru accesul vehiculelor pe drumuri, sunt lucruri care apar pentru a respecta normele de calitate a aerului. După cum spuneam mai devreme, acestea sunt aduse într-o strategie, într-un plan integrat pe termen lung, care gestionează, abordează felul în care faci o orașul pentru oameni, îl dai oamenilor. Te uiți la sustenabilitate pe termen lung, cum facem, cum reunim departamentele de planificare pentru a ajunge la o schimbare sustenabilă. Cred că în Marea Britanie acum sunt cam 1000 de sample de PMUD-uri, cum ar veni la noi. Sunt mult mai multe lucruri pe care le putem face pentru, nu doar pentru a crește numărul, dar și calitatea acestor reglementări, să ne asigurăm că centrele noastre urbane reflectă cu adevărat locurile în care vrem cu toții să trăim. Avem și câteva sugestii despre cum se poate face asta și sunt bucuros să le împart cu dumneavoastră dacă mă întrebați. Mulțumesc! Thank you very much, Thomas, and thank you very much for indeed driving the... Mulțumim foarte mult și mulțumim că ai dus discuția puțin mai încolo. O să mai avem încă o idee în panel, pentru că am auzit pe toată lumea, dar o să-l invit pe Vlad, pentru că el mai are încă o parte din prezentare care se ocupă de soluții și sugestii la problemele pe care le-am auzit. Deci o să-i dau oportunitatea să o prezinte și apoi deschidem sala pentru întrebări. O să vă spun câteva cuvinte, mulțumesc mult, o să vă spun câteva cuvinte despre ce o să facem aici în București după aceste alegeri din iunie. Nu știu dacă merge chestia asta. Invers. Ok. Cred că toată lumea a văzut studiul TomTom cu... rezultatele acestea. Bucureștiul este pe locul 4 din Europa, dar dacă ne uităm la alte orașe din Uniunea Europeană, încă ne mai clasăm pe primul loc. La nivel global, suntem pe locul 14 în ceea ce privește congestionarea traficului. Congestie de trafic. Aceasta înseamnă 28 de minute pe care le pierdem dimineața când mergem la serviciu și cam jumătate de oră pe care o pierdem seara când ne întoarcem acasă. În total avem o pierdere de cam 227 de ore în fiecare an. Asta înseamnă aproape 10 zile pe an în fiecare pierdute în trafic. Desigur, în aceste zile am putea să citim, să facem o întâlnire, să facem tot felul de lucruri, să ascultăm politică sau alte lucruri decât să stăm în mașină. Dar poate că ar fi o bună idee să nu stăm chiar așa mult timp în mașină și să fim mai productivi. Dacă transpunem asta în costuri pentru fiecare dintre noi sau pentru economie sau pentru oraș sau chiar în ceea ce privește impozitele pe care orașul ar putea să le primească din munca noastră, munca pe care am putea o face în aceste 10 zile pe an, o să obținem o cifră, o sumă foarte mare de bani cu care am putea să facem lucruri foarte frumoase. București trebuie să își regândească mobilitatea și trebuie să se concentreze pe oameni și nu neapărat pe mașini, așa cum spunea și Ștefan puțin mai devreme. Și dacă ne uităm la ce le trebuie oamenilor le trebuie accesibilitate, adică să poată să ajungă fiecare pe unde vrea, siguranță, trebuie să avem grijă de sănătatea noastră
și de sănătatea oamenilor. Sănătatea nu este numai ceva ce e important pentru noi personal, ci este important ca societate, ca și comunitate. Sănătatea este o chestiune scumpă. Sistemele de sănătate nu sunt sustenabile dacă o ținem tot așa. Putem să ne uităm la exemplul sau renumit sau nu chiar așa renumit al Statelor Unite, care cheltuie mai mult pe sistemul de sănătate decât PIB-ul Franței. Cam în direcția aia se îndreaptă toată lumea și nu este neapărat cea mai bună direcție în care să mergem. Până la urmă trebuie să ne asigurăm că acționăm ca și comunitate, că implicăm oamenii, implicăm pe toată lumea, că atunci când facem un plan stimulăm simțul de proprietate asupra acelui plan și acționăm conform planului. Întotdeauna e vorba de a te simți acasă, de a te simți acasă într-un oraș. Lucrul acela care te face să stai aici, să rămâi aici și să vrei să te întorci aici în București. Câteodată, sau pe care l-am pierdut câteodată în București, sunt oamenii care pleacă. How we do this? Cum facem asta? Principiile noastre de operare, planificarea integrată, trebuie să ne asigurăm. Trebuie să ne asigurăm că integrăm totul atunci când planificăm. So we need to make sure that trebuie să ne asigurăm că avem o platformă de mobilitate urbană sustenabilă. Avem nevoie să ne ținem de el, n-ar trebui să fie atât de complicat. Și din nou avem nevoie să implicăm pe toată lumea. Avem nevoie să implicăm pe toată lumea din stadiu de planificare până la final. So, în primele 100 de zile, ce trebuie să facem? E relativ simplu, dar lucrurile pe hârtie arată de multe ori relativ simplu. Da, să le pui în practică poate fi mai complicat, dar trebuie să perseverezi. Dacă nu, o să rămână doar pe hârtie. Dacă facem strategii din nou doar pe hârtie, nu o să rezolvăm nimic decât eventual să luăm niște peanuts, niște câteva lune din banii europeni. Asta pare să fi fost bucuria politicienilor români, a multora, la câteva lune pe care și le-au putut băga singuri în buzunar din banii europeni. Avem nevoie de actualizarea PMUD, avem nevoie apoi de o actualizare a strategiei integrate de dezvoltare urbană pentru următorii 30 de ani. Este deja în lucru. Și avem nevoie de asemenea de un PUC. Suntem singurul oraș care de un plan urbanistic general și suntem singurul oraș care se dezvoltă de vreo 20 de ani fără să aibă o idee încotro se dezvoltă. Doar câteva idei. Câteva idei, le-am numit flagship projects, sunt câteva idei de investiții care ar putea fi făcute și care ar îmbunătăți mobilitatea în București. Sunt câteva idei care sunt agreate deja în PMUD, în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, și sunt câteva idei care au fost discutate în spațiu public. Nu avem nevoie de obicei să inventăm roata, dar avem nevoie să ne concentrăm pe câteva lucruri pe care apoi să le dezbatem și după ce le stabilim să ne ținem de treabă. Primul, reconfigurarea regiunii de nord. În regiunea de nord avem câteva priorități, dar trebuie să spunem de la bun început că regiunea de nord a Bucureștiului produce de una singură câteva procente din PIB-ul României. Nevoile de infrastructură, nevoile de mobilitate în regiunea de nord a Bucureștiului au fost complet ignorate. Dacă ne uităm, dacă merge oricare dintre noi dimineața cu metrou în Pipera sau încearcă să ajungă altfel, good luck. Nu e deloc ceva îmbucurător. Avem nevoie de mai multe lucruri acolo. Avem nevoie să ne concentrăm pe transportul ecologic și avem nevoie să facem un redesign. Să redefinim felul în care se circulă în nordul Bucureștiului. Mai un exemplu, conexiunea de tramvai de la Dimitre Pompeiu și Barbu Văcărescu. Câteva schițe aici pe care le putem discuta puțin mai târziu. O parte dintre dumneavoastră știu cu siguranță
în detaliu la ce ne referim aici. De asemenea, în Băneasa putem să avem un park and ride care să meargă până aproape de mall. Un punct important, dacă vrem să avem ceva mai multă lume care folosește alte mijloace de transport decât mașinile personale, cu asta probabil că ar trebui să începem. Dacă vă uitați la speech-ul expertului care a coordonat planul de mobilitate urbană durabilă, speech-ul din 2015, speech-ul de prezentare a planului, spune foarte clar, dacă nu faceți ceva, acest oraș se va bloca. Și mai spune, începeți cu pistele de biciclete. Planul era să avem câteva, peste 300 de kilometri de piste de biciclete. Avem, pe bune, vreo 2-3 kilometri în momentul ăsta. Promisiunea mea este că o să avem cel puțin 100 de kilometri în primul mandat. Planul nu e nimic nou, planul este în PMUD. Trei, light rail line pe inelul median. Avem un exemplu de bună practică, un exemplu funcțional prin tramvaiul 41. Lucrurile funcționează. Nu sunt chiar la ziua de astăzi, la nivelul la care trebuie să fie în ziua de astăzi, dar funcționează. Același lucru era trecut în PMUD, pe Lacul Tei, doamna Ghica, Chișinău, până la șoțeaua Olteniței. Nu trebuie să reinventăm roata, e simplu ca bună ziua, că asta ar trebui făcut. Bulevardul Unirii, în inima capitalei, dacă mergi cu un tramvai, apoi trebuie să schimbi. Dacă ești un om cu încărucior cu rotile, nu știu cum ai putea să te descurci acolo. Sunt aici două opțiuni de cum s-ar putea uni cele două linii. N-ar trebui să fie deloc complicat. Repet, sunt două opțiuni. La stânga vedeți o opțiune, a doua, cealaltă opțiune. Lucrurile astea se pot rezolva. În final, park and ride la toate punctele mari de intrare în București. Ar mai trebui să fie unul la Ciurel. Park and ride, oamenii care vin în capitală și sunt foarte mulți oameni care vin din afara capitalei să lucreze aici, ar trebui să poată să-și lase mașinile acolo și să primească pe tichetul de parcare, de exemplu, tichetul de parcare să poată fi folosit și ca bilet pentru transportul în comun în București. Iarăși, nu inventăm roata, se folosește sistemul ăsta de o mulțime de ani în tot vestul Europei. În final, mulțumiri celor care mă ajută să pun la punct acest plan. Vă invit pe oricare dintre dumneavoastră care vrea să contribuie, din țară sau din străinătate, să facem planul ăsta așa cum se cuvine. Dar un lucru trebuie spus foarte clar. Există un best practice, există multe best practice-uri europene și oameni de la care avem de învățat. Există și un bad practice. Bad practice este ceea ce a făcut doamna Firea, taxa oxigen, de exemplu. Bad practice este să vii și să spui, asta este măsura, așa o să facem, după care să o și bugetezi, după care să vii și să spui, poate facem și un referendum. În mod normal, vii cu o propunere, cu mai multe opțiuni, spui care sunt nevoile, te consulți cu toată lumea, faci un studiu de impact, iei o măsură, faci un plan și apoi îl implementezi. Nu invers. Deci n-o să auziți de la mine, așa o să facem, asta e soluția, am fost eu acolo și am văzut și am pus degețelul și am zis, gata, așa se face. Astea sunt lucruri pentru care există specialiști, astea specialiști pe care îi avem în țară, specialiști chiar români care lucrează în străinătate, unul îl avem aici. Ana Drăguțescu, pe care o să auziți puțin mai târziu, coordonează această platformă de mobilitate pe care vă prezint. Este unul dintre experții cu care România se poate mândri. Este la Freiburg și o să auziți imediat. Ne-a transmis câteva cuvinte. Vă mulțumesc frumos!
Mulțumim într-adevăr, Vlad. Și mulțumim pentru această prezentare, pentru că nu mai avem foarte mult timp. O să punem finalul prezentării Anei, pe care am trimis-o foarte detaliată, și o să punem întreaga prezentare pe pagina de eveniment și pe o platformă online, ca să oricine să o poată vedea. Și apoi o să începem partea de dezbatere. Până colegul meu găsește minutul exact pentru prezentarea Anei, o să vă pregătesc pentru partea de întrebări. O să vă rog, atunci când luăm întrebări, să vă prezentați, să spuneți de unde sunteți și să încercați să limitați întrebările la, o să fie ciudat, 30 de secunde, ca să fim cât mai eficienți. Și un ultim lucru legat de partea de dezbatere este că o să vă rog să spuneți cui adresați întrebarea, dar îmi rezerv dreptul pentru a face o dezbatere cât mai interesantă, de a le distribui către ceilalți paneliști, ca să ne asigurăm că toată lumea are ocazia să își arate expertiza și informațiile pe care le aduc astăzi alături de noi. Putem da drumul la clipuleț? Ține mașini și trafic, dacă place pentru oameni și locuri, pe opine oameni și locuri. E foarte clar, vedem în aceste imagini, unii au planificat pentru mașini, alții au planificat pentru oameni. Planificarea pentru viitorul orașelor noastre trebuie să fie centrată pe cetățeni. Fie ei rezidenți, vizitatori, oameni de afaceri, clienți, oamenii trebuie să fie parte a soluției. Planificarea mobilității într-o manieră durabilă înseamnă planificare pentru oameni. Așa arăta în poze Bucureștiul astăzi dimineață, așa arată Turcu în Finlanda după fiecare ninsoare, când administrația locală se preocupă de curățarea pistelor de biciclete. Vă mulțumesc, thank you, and I wish you a successful event. Mulțumim. Da, v-am spus, so like I said, Anna asked us to at least play that little... Da, deci am vrut să vedem măcar atât din prezentarea Anei, dar veți vedea totul pe site-ul evenimentului. Avem câteva microfoane acolo și am doi colegi care au microfoanele prin sală, deci vă rog să ridicați mâinile, să ne spuneți de unde sunteți și să puneți întrebarea. Mai avem deja o mână acolo și acolo avem un domn care a fost cel mai rapid. Și o să facem așa, o să luăm două întrebări. Am o întrebare pentru domnul Voiculescu. Câte mașini și câte locuri de parcare considerați că încap în mod civilizat în București și cum faceți această determinare? Mulțumim. Și mai avem o întrebare, avem o mână ridicată aici la o doamnă. Rodica Bărbuță, din București, Fundația Matca 2000. Nu știu dacă este chiar o întrebare. Privitor la planul de urbanism general, care era absolut necesar să fie făcut, v-ați uitat la modul de, și la ce a spus viceprimarul din Haga, la modul în care alte orașe își consultă cetățenii, și m-aș referi acum la modelul orașului din Canada. Scuze, vârsta și emoția. Deci au avut nevoie de 2 ani ca să stea de vorbă cu fiecare cartier, cu fiecare grup de vârstă, cu fiecare grup de etnie, pentru a le avea nevoie, a le afla nevoile și viziunea despre cum va arăta orașul lor în viitor, nu rezolvarea problemelor de acum. Pentru că în planul dumneavoastră văd rezolvarea problemelor excelent, dar, cum ați spus, orașul se dezvoltă. O să vă întreb aici, pentru că, din nou, rugămintea este să fim cât mai conciși cu întrebările. And I'm going to do the following thing. So we have 2 questions. We have a question about the number of cars and parking spaces, which would be a good estimation for Bucharest. And then I have a question, how should a city best consult its citizens for a longer term planning?
And I'll actually ask Mr. Van Asten to start with his experience in how do you consult your citizens, how do you try to implement or to propose that or to prepare a plan that... Deci, cum veți încerca să implementați un plan care să țină seama și de opiniile cetățenilor, dar și de planul urban. Cred că dacă te gândești la un oraș, trebuie să faci planuri în ceea ce privește noile clădiri, noile străzi și noile facilități. Deci totul este un... E vorba de un tot unitar și eu, fiind viceprimar pentru mobilitate, o să vorbesc cel mai mult despre trafic. Deci mă duc în piețe, mă duc pe străzi ca să discut despre mobilitate și despre transformarea în mobilitate, ca să văd cum gândesc oamenii, cum cred ei că o să arate mobilitatea în viitor, ce înseamnă pentru ei și ce doresc ei să vadă. Dar nu o să aștept până ce am vorbit cu fiecare din cei 400 sau 540 de mii de oameni din minunatul nostru oraș. Avem viziunile noastre elementare, avem și noi viziunea noastră despre cum vrem să ne dezvoltăm. E cam același lucru dacă vreți și pentru București, pentru că și noi avem nevoie de siguranță, de eficiență, de sănătate, de conectivitate, de inclusivitate și de accesibilitate. Sunt niște chestii, niște principii de bază. Deci oamenii știu din administrația orașului, oamenii nu trebuie să se aștepte că vor trebui să construiască foarte multe străzi și foarte multe locuri de parcare, pentru că unul dintre predecesorii mei în 2010 a început cu primul plan de mobilitate sustenabil, de mobilitate urbană, și a spus că deja a spus de atunci că vom avea o altă viziune asupra parcărilor. Deci, ținând seama de asta, vom discuta despre cum arată fiecare cartier, dar vom avea mai puține locuri de parcare, pur și simplu pentru că vrem să avem o bună poveste și pentru cei care nu dețin o mașină, care înseamnă cam 50% din oamenii din Haga. Poate puteți să continuați? Aceleși argumente. Câte mașini putem avea în București și câte parcări pentru mașinile astea am putea să avem în București este o decizie politică. Politică în sensul că va trebui să o luăm fiecare dintre noi și fiecare dintre noi, inclusiv la nivel de la nivelul fiecărui cartier. Mă bucur că vă veselește, dar exact așa se pot face lucrurile. Nu e o decizie a primarului dacă avem mai multe locuri de parcare lângă un bloc sau nu. E o decizie pe care trebuie să o ia împreună cu oamenii de acolo. Dacă decidem să renunțăm la locuri de joacă, dacă decidem să renunțăm la locuri verzi, nu este opinia mea, dar cred că lucrurile trebuie să meargă mai degrabă în direcția inversă, de altfel. Ce vă pot spune este că lucrurile pentru care o să mă lupt eu sunt cele care sunt mai degrabă valabile pentru toată lumea, fie că deține cineva o mașină sau nu, mai degrabă pentru chestiuni care țin de mobilitatea fiecăruia dintre noi. Între o bandă care este blocată cu mașini parcate și o bandă unică pentru transportul în comun, eu unul voi alege o bandă pentru transportul în comun. Între a avea multe mașini parcate și a desființa spațiile verzi de lângă blocuri, așa cum vedem într-o mulțime de cartiere din București, și a avea acolo un spațiu verde, aș alege spațiul verde. Asta este răspunsul meu, dar răspunsurile sunt mai degrabă punctuale pentru fiecare cartier și asta este treaba primăriei generale și treaba primarilor de sector să stea de vorbă cu cetățenii și să vadă care este soluția în viziunea lor. Dar direcția în care trebuie să mergem, singura direcție rezonabilă în care putem merge, este cea care servește fiecăruia dintre noi. Mai mult transport în comun, mai mult transport ecologic, mai puține mașini și o tehnologie mai bună dacă vorbim de mașini. Încet, încet trebuie făcut switch-ul, trebuie să trecem către mașini care sunt mai puțin poluante. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Vlad. Haideți să luăm niște întrebări din partea aceasta. Let's take some... Domnul în spate în negru și apoi doamna în costum negru. Hai să luăm mai ușor. Avem aici o mână și apoi în spate. O să luăm amândouă întrebări.
Mulțumesc. Bună ziua. Diana Chiriacescu, sunt eu de la Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, un semnal de vigilență doar. Acela că în București sunt aproape 200 de mii spre 300, nu avem cifre exacte, de persoane cu mobilitate redusă, care sunt oameni, persoane cu dizabilități sau persoane vârstnice, dependente sau cu probleme de mobilitate. Ei sunt de obicei grupuri care nu se aud. Și apropo de întrebarea Rodicăi, cum consultăm acești oameni, sigur că la masa de planificare urbană de obicei sunt experți și experți în planificare, în urbanism, în infrastructură și în servicii. Oamenii de care eu vă spun de obicei nu sunt vizibili și nu au o voce și de obicei ei sunt experții propriilor lor probleme și soluții pe care le-ar putea propune foarte pertinent autorități publice. Deci doar o sugestie de a asculta aceste voci pentru acces la servicii, deseori ignorat în planurile de mobilitate. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Mulțumesc, eu sunt omul în negru. Florin Ghindă, RomaniaPozitiva.ro. E o întrebare foarte simplă, operațională, în special pentru Vlad, dar las moderatorul să aleagă și alte persoane din panel. Exemple de străzi sau piețe pe care le vedeți pietonalizate în următorii 4-5 ani în București. Punctual visez la o piață mare urbană în București, pe modelul orașelor din vest și, de ce nu, și câteva modele similare din România. Mulțumesc! Mulțumesc! Și o să vă propun să mai luăm a treia întrebare, pentru că intervenția despre accesibilizare, cred că este una care poate fi răspunsă la analiștii. Avem aici un domn comun ridicat de ceva vreme. Vă rog! Întrebarea mea, bună ziua, lucrez în București și întrebarea mea este pentru toată sala. Câți dintre dumneavoastră ați venit cu transportul public la acest eveniment? E bine, avem speranțe. And the second question is for Mr. Mayor. A doua întrebare pentru domnul primar, domnul viceprimar. Care este prețul unui bilet pentru transportul în comun în Hagat? Cât costă o călătorie? Și dacă vă gândiți, costul pe care îl avem în București, 50 de cenți pentru călătorie, este ceva sustenabil? Avem trei întrebări, două întrebări și o sugestie. Una e despre zonele pietonale din oraș care există în București, dar poate puteți să răspundeți, domnul Wilson, despre zonele de pietonale din alte orașe. Dacă vreți să luați această primă întrebare și pe urmă mergem la domnul viceprimar și pe urmă lăsăm și pentru ceilalți paneliști care nu au vorbit. Cea legată de accesibilitate, da, mulțumesc. Unul dintre exemplele mele preferate de zone pietonale în care trăiesc eu trăiesc în Bruxelles, într-o zonă care se numește Flagey. Acolo există un lac frumos cu copaci, a existat o parcare masivă în mijlocul pieței acolo. Ce a făcut Consiliul Local? Au luat parcarea și au băgat-o de desubtul pieței, iar acum în weekenduri există o piață de fructe, legume acolo, oamenii beau vin acolo, vara, se joacă copiii, vara, putem să luăm cartofi prăjiți acolo, friți, cum se zice în Polonia, să vedem cum putem să folosim acest spațiu, spațiu de agrement, de asemenea și prețul locuințelor crește, dar sunt mai multe beneficii în ceea ce crește mobilitatea. Și se vede asta în mai multe orașe din Europa. Există o tendință în dezvoltare, respectiv să faci locuri în care să facă plăcere să trăiești. Da, și eu locuiesc în Bruxelles. Când s-a făcut această mutare a parcării subterane, a durat ceva vreme, că nu e ușor să muți o parcare imensă pe două niveluri sub o piață lângă niște lacuri, și vă mărturisesc că chiar și belgenii au vorbit urât și au comentat și au fost foarte multe petiții și a fost un scandal, dar rezultatul final, exact cum spune Thomas, dincolo de cât de idilică și frumoasă este scena, este că s-au dezvoltat business-uri care au profitat de această nouă zonă urbană pentru pietonală și asta a crescut întreaga valoare a întregului cartier, adică a fost un boost economic fantastic pe care însă locuitorii la început nu l-au acceptat foarte ușor. So, Mr. Van Asten, Mr. Van Asten, domnule Van Asten, următoarea întrebare despre costul călătoriei în Haga și dacă credeți că este suficient de mic sau de mare și ce părere aveți de costul acestei călătorii din București, care e cam de 30 de eurocenți.
Ar trebui să verific, să văd care este cifra exactă, suma exactă. Când intri într-un autobuz sau tramvai din Haga, plătești cu cardul, un card care are bani, bineînțeles, pe el, și începi cu 89 de cenți. După aceea plătești 16,9 cenți per kilometru. Și dacă faci un schimb, plătești un cost global. La fel și costul extra de discounturi pentru copii și pentru bătrâni. E destul de mult, sunt multe reclamații despre acest preț, da? Trebuie să știți că este subvenționat cu 50% de către administrație. Deci, de fapt, este chiar mai scump decât atât. Întrebarea este, și dacă pot să comentez, 30 de cenți aici în București. Este foarte greu să comentez eu această sumă, dar ar trebui să mă uit la care este nivelul de câștiguri pe lună, care este nivelul mediu al salariilor din București. Ce pot să spun este că s-a menționat deja, de fapt, despre sărăcia transporturilor, care devine o problemă tot mai mare, în principal pentru că și pentru că prețul este care este și pentru că unele zone nu au transport public, au unele zone unii oameni nu înțeleg cum funcționează acel card sau trebuie să plătești 7,50 euro ca să obții acest card în Olanda. E pe 10 ani, dar trebuie să plătești 7,50 euro. Și dacă ai câțiva copii și să vrei să faci card pentru toată familia, trebuie să plătești cam de 4-5 ori această sumă. Deci se adună. Și trebuie să vedem, să cercetăm fiecare aspect ca să ne asigurăm că nu este o povară pentru oameni să folosească acest sistem public, în special dacă nu au o mașină privată în Olanda, mai ales în zona Hagăi. Totul se poate face cu bicicleta și de asemenea și pe jos. Așadar, această sărăcie a mobilității nu este o problemă, dar pentru transportul în comun, da, e o problemă acolo. Acum o să-i dau cuvântul lui Vlad, pentru că era o problemă legată de zonele pietonale și pe urmă o să-l întreb pe toți paneliștii, cu Mădălina și Ștefan, să se gândească la întrebarea legată de accesibilitatea pentru persoane cu mobilitate redusă. Vlad, vorbește viziunea ta despre cum deschidem Bucureștiul pietonilor. În București ne lipsesc spații, în afară de centru vechi, noi unde este plin pe jos. În momentul ăsta nu există centru, nu există zone pietonale destule, asta e clar. Piețele din București sunt mai degrabă fie mari parcări, fie mari intersecții. Noi le spunem însă piețe. Piața Unirii, acolo mi se pare că e o mulțime de, o bucată mare de spațiu pierdută între Piața Unirii și ceea ce a fost Casa Poporului, cred că se pot gândi lucruri, dar astea le vom gândi împreună cu specialiștii. De asemenea, cred că apropo de întrebarea ce ține de transport în comun, de STB, pentru cei care nu știu, suntem undeva la 80% subvenționare din bugetul capitalei în momentul ăsta, undeva la 800 de milioane de lei este bugetat în minunatul buget de 7,2 miliarde, de unde nu știm de unde o să vină astea 7,2 miliarde, nu știm. Bugetul pe anul trecut a fost 4,2 miliarde. Avem bugetat 3 miliarde de lei în plus venituri la buget. Bugetul este un plan. Are partea de venituri, de acolo o să vină banii și partea de cheltuieli. Undeva la majoritatea covârșitoare, spre 90% din banii de la bugetul capitalei vin de la guvern. Aici suntem. Deci suntem într-un oraș care nu a dezvoltat surse proprii de finanțare, de venituri. Suntem într-un oraș care subvenționează masiv transportul în comun, dar o face fără măcar să aibă un control asupra dezvoltării lui. Suntem într-un oraș care, pe care dacă l-am asemănat cu o casă, ar fi o casă în care pierdem întotdeauna apă prin calorifere, dar nu ne uităm acolo, dăm termostatul mai tare și eventual mai punem niște apă în calorifere. Pierdem în fiecare zi bani prin două mari găuri. Una seamănă exact cu acest calorifer și e Radetul. Și a doua este STB-ul, care este profund ineficient manageriat în momentul ăsta. 80% subvenție,
nu știm de unde o să vină banii. Iar dacă ne uităm pur și simplu la prețuri și la veniturile proprii ale STP-ului, pentru că fiecare companie de genul ăsta trebuie să aibă venituri proprii, la noi vedem că planifică o creștere de 17% pe anul 2020 față de 2019, nu știm de unde. Nu știm de unde ar putea să vină această creștere a veniturilor proprii cu 17%. Nu vorbim de 2, 3, 5%, ci 17%. Deci totul e pur și simplu o poveste și dacă vrem să vedem realitatea, putem să ne uităm la execuția bugetară. Mulțumesc. O să-l rog pe Ștefan, dacă vrea să spună câteva cuvinte despre problema accesibilizării. E o problemă complicată, pentru că, în primul rând, ține iarăși de organizare. Avem cumpărate în București de multă vreme, de exemplu, autobuze cu podea joasă și acestea se opresc la un metru jumate, cel mai aproape de trotuar, care cât de cât ar asigura un acces mai ușor în autobuz. Este exemplul cel mai simplu. Toate vehiculele care se cumpără noi sunt deja pregătite pentru a facilita transportul persoanelor cu dizabilități de tot felul, permanente sau temporare, chiar, adică mobilitate redusă mai degrabă. Problema este cum integrăm aceste tehnologii încă o dată într-o viziune, într-un program de pregătire a șoferilor, de exemplu, și nu în ultimul rând, modul cum și să comunicăm. Bucureștiul este, cred că, cel mai elocvent exemplu din România, unde transportul public comunică total defectuos cu persoana cu accesibilitate completă sau incompletă. Mergeți prin București și dacă nu sunteți familiarizați cu celebra plăcuță de transport public, nu o să știți unde este o stație. Dacă o să găsiți stația, nu știți ce mijloace de transport public sunt în stația respectivă și care este programul. Orașe mult mai sărace decât Bucureștiul au fost în stare să pună măcar o hârtie A3 cu un plan de transport și să ai habar despre ce se întâmplă acolo. Noi desființăm stații, le mutăm, nu există nicio informare. Vă dau un exemplu foarte simplu, un nod de transport aproape perfect de transport public pe piața Puișorului, cu spitalul de ortopedie alături. Un dezastru, modul cum se construiește o parcare, deci pe acele străzi cineva dorește să mai vină încă nu știu câte zeci de mașini care vor intra sub spital. Acum s-a organizat un acces în spital de pe o stradă de 7 metri, ceea ce a dat cu totul peste cap tot ce înseamnă locuire într-un cartier. Stația de transport public este, una e înainte de a intra în piața Foișorului, alta este după. Troleibusul intră pe o parte a insulei formate 10 mese cu piața Foișorului, autobuzele intră pe partea cealaltă, nu se știe cine, cum trebuie să folosească, dar alături ai un spital unde regula spune că fiind spital de ortopedie vin oameni cu probleme de locomoție. Da? Deci nu are nicio legătură toate autobuzele și troleibuzele care circulă și mai puțin tramvaile, care circulă în zonă, sunt cu podea 100% joasă. Stația de tramvai cea mai apropiată este la vreo 500 de metri față de spitalul de ortopedie, cu 7 traversări. Iarăși s-a vorbit adineaur de Piața Unirii, celebra Piața Victoriei. Am avut de mers cu cea care în curând va deveni interzisă prin România, trotineta electrică. Mi-a luat, fără exagerare, un sfert de oră să traversez piața, urcând, coborând de pe trotoare, bordurile de 30-40 cm. A fost un adevărat coșmar să trec de pe trotuarul de lângă guvern și să ajung pe Buzești. De fiecare dată prindea roșu, dă-te jos, urcă și așa mai departe. Deci, țin de politici, în primul rând, iar îi spun nu de neapărat de investiții.
Mulțumesc, Ștefan. Și colegii de la hotel au deschis și perdele să se vadă mai bine ce afară. And that makes me think that all the sidewalks are filled. Toate trotuarele sunt ocupate de zăpadă. Ați văzut cum arată și pe filmețe cum arată după un ninsoare. În mod normal, nici oamenii care sunt sănătoși nu pot să circule cum trebuie, dar uite, dacă avem o persoană într-un scăucior cu rotile sau ceva de genul ăsta, e imposibil. Mai avem o întrebare acolo în spate. Da, acolo în spate, vă rog. Și pe urmă încerc să merg când într-o parte, când în cealaltă. Vă rog. Hello, my name is Mihai Maleanu. I'm a civil engineer specialized in urban development and traffic studies. Sunt Mihai Maleanu, inginer în București. În București avem o mare cerere de avem mare nevoie de dezvoltare urbană, noi zone rezidențiale, noi zone de birouri, noi zone comerciale și asta crește foarte mult densitatea populației. Bucureștiul se îndreaptă spre 11.000 de locuitori pe kilometri pătrat, dacă am dreptate. Cum ați reușit să rezolvați această problemă privind dezvoltarea urbană și gestionarea traficului în țara dumneavoastră? Și o altă întrebare pentru Thomas Olsen. Pentru dimensiunea Bucureștiului și în ceea ce privește populația, care credeți că ar trebui să fie bugetul anual sau bugetul anual real pentru investiții în infrastructură pentru un astfel de oraș? Deci aveți două întrebări, dar tot vom mai lua încă una de acolo. Pescu, locuiesc în sectorul 1. O întrebare pentru candidații. O întrebare pentru candidații la primările din București și Otopeni. Îmi place că aveți idei și asta este un lucru foarte bun. Totuși nu îmi displac când văd soluții grandioase care o să rezolve problemele noastre. Nu știu dacă știți că pe Bulevardul Barbu Văcărescu tramvaiul nu funcționează de mai mult de 3 ani din nu știu ce motive. Dar întrebarea mea directă și destul de concretă, în ce proiecte ați fost implicați și sunteți implicați în legătură cu mobilitatea urbană în București, respectiv Otopeni? Mulțumesc. Let's start with the first two. Să începem cu primele două întrebări, deci cum ați rezolvat problemele cu creșterea planificării, cu creșterea urbană și planificarea și apoi cu bugetarea pentru investiții de dezvoltare. Noi în Haga suntem practic blocați de orașele din jur, deci dezvoltăm acum zone industriale, vrem să construim foarte multe case, vrem să creștem de la 540.000 la 640.000 de locuitori, dar adăugând numărul ăsta mare de mașini, orașul va deveni nelocuibil. Vrem ca dezvoltarea privată, dezvoltatorii privați să lucreze pentru oraș și când construiesc zone de apartamente, vor exista pașapoarte și câte parcări au voie să construiască în acel bloc de apartamente, pentru că dacă îl construiesc ei, dezvoltatorii privați, toate mașinile alea o să vină pe străzile orașului, practic, care este al tuturor. Deci vrem să restrângem asta. Lucrăm la niște posibilități și la posibilitatea că ei să plătească pentru construcția unei noi linii de tramvai în acea zonă, în zona în care ei construiesc, dezvoltă. Pentru că vedeți că dacă investești într-un tunel pentru un drum, prețul dacă investești într-o stradă, prețul caselor va crește. Dacă adaugi noi mijloace de transport, iarăși prețul caselor crește în zona aceea. Deci vrem, noi ca și comunitate, vrem ca o parte din acel profit să revină înapoi la comunitate. Și asta începe să funcționeze destul de bine, pentru că poți să vezi de fapt că ei pot să-și dea seama că e de fapt e mai ușor, mai ieftin să ne plătească pe noi
să construim acolo facilități de transport decât să construiască ei parcări în jurul blocurilor. Nu e încă un mecanism ideal, dar lucrăm cu dezvoltatorii care vor să facă bani, vor să facă profit și vor să facă cât mai mult profit. Dar noi avem o proprie viziune despre cum trebuie să arate orașul nostru și ei trebuie să se conformeze cu acea viziune. Mulțumesc. Să trecem la Thomas și apoi revenim la Madalina. Da, mulțumesc pentru o întrebare. Este o întrebare bună și îmi pare rău că nu vă pot da și un răspuns la fel de bun. Adică depinde de foarte multe lucruri. Depinde de dimensiune, de PIB, de cheltuielile pe oraș, în oraș, pe sector în oraș. Nici măcar nu pot să vă dau o cifră generală, dar la nivelul UE noi ne străduim să avem bugete suficiente în aceste domenii pentru a sprijini creșterea economică și în locuri precum București. Deci, dar nu pot să vă dau o cifră. Mulțumesc, doar ca să adaug puțin. O să spun că întotdeauna la nivelul Uniunii Europene vor exista oportunități de finanțare, mai ales acum cu pactul verde, pentru că e o idee de care vor beneficia orașele și mari și mici, însă vor beneficia cei care vor înțelege momentul și pentru cei care vor vrea să treacă, de exemplu, din București, în București ai foarte multă poluare și ai la dispoziție bani de la Uniunea Europeană ca să investești, cum vedem în țări din țările baltice, de exemplu, dar ai foarte multe oportunități să investești ca să îmbunătățești aceste lucruri. Deci fonduri vor fi disponibile. Deci, Madalina, ai avut o întrebare despre Otopeni și apoi București la Vlad. Proiectele grandioase, cred că Vlad spunea foarte bine, nu trebuie să inventăm nimic, ele par grandioase poate pentru că rezolvă niște probleme foarte mari. Noi trebuie doar să implementăm, să facem lucruri, nu inventăm nimic. Eu mă voi referi în principal la problemele despre care am vorbit mai devreme, pentru că de aia sunt aici, de aia candidez la Otopeni. În ceea ce privește Otopeniu, nu văd nimic grandios. Sunt probleme foarte mari, dar soluțiile există, soluțiile sunt la îndemână, sunt realizabile, sunt tehnice. Trebuie doar să găsim toate mijloacele legale, financiare, tehnice și așa mai departe, specialiștii, cei mai buni specialiști, care să le implementeze. Deci și eu și noi credem la Otopeni, că nu inventăm noi nimic, trebuie doar să fim atenți, să respectăm legea și să-i ascultăm pe oameni. Practic, despre asta vorbim, despre a asculta oamenii. Cât despre proiecte, nu vreau... Cred că sunt singurul din panel care nu a avut niciun fel de implicare în administrația publică până acum. Sunt avocat de 17 ani, sunt cumva eminamente atașată mediului privat antreprenorial. Proiectele în care m-am implicat sunt proiectele în calitate de cetățean al Otopeniului, sunt omul care a militat pentru rezolvarea problemelor comunității, sunt omul care a participat la ședințele Consiliului Local și a ridicat problemele comunităților, sunt omul care încearcă să organizeze comunitatea, să spună problemele. Deci acestea sunt proiectele la care eu personal am participat până acum. Dar așa am putut să cunosc comunitatea unde trăiesc, așa am putut să iau pulsul oamenilor alături de care trăiesc și să înțeleg care sunt nevoile lor și către care ar trebui să vină soluțiile noastre. Mulțumesc pentru întrebare. Proiecte grandioase, nu cred că proiectele pe care le-am prezentat aici sunt proiecte grandioase neapărat. Unele sunt proiecte mai mari, sunt proiecte de care ar fi trebuit să ne apucăm cu ani în urmă. Dacă vorbim despre Barbu Văcărescu, acolo acum vreo 10 ani
era un plan ca Barba Văcărescu și Bulevardul Paralel să meargă unul într-un sens, să devină sensuri unice și să meargă unul într-un sens și unul în celălalt. În momentul ăsta, liniile de tramvai sunt de vreo 3 ani, așa cum spuneați, nefolosite, lucru care nu are neapărat sens. După discuțiile pe care le-am avut cu specialiști, ce ar avea sens acolo este să ai sensuri unice de mers și linia de tramvai să fie mutată pe o parte și pe acolo să folosim infrastructura de tramvai așa cum se cuvine. Referitor la proiecte grandioase în care sunt implicat, singurul proiect grandios în care sunt implicat este această campanie electorală în momentul ăsta. E destul de mare. Proiectul ăsta, altfel, proiecte în care am fost implicat, aproape 10 ani am finanțat proiecte de infrastructură de la Viena, ca vicepreședinte al Diviziei de Finanțări de Proiecte de Infrastructură al unei mari bănci. Am finanțat proiecte de zeci și de sute de milioane, unele erau de peste 1 miliard de euro. Lucrurile se întâmplau cam așa. Ne uitam dacă proiectul este bine pregătit. Dacă este bine pregătit, ne uităm dacă există o echipă care să-l și implementeze, care să aibă capabilitățile necesare să implementeze proiectul respectiv. După care, abia după, ne uitam la situația financiară și dacă o să găsim, dacă o să existe resursele financiare, așa încât proiectul să fie implementat și să fie fezabil. Făceam asta împreună cu specialiști întotdeauna, și anume cu specialiști care să verifice dacă chestiunile legale pot fi clarificate, dacă chestiunile tehnice, inginerești pot fi clarificate, și apoi dacă lucrurile financiare. Și soluțiile pentru proiecte sunt întotdeauna la intersecția destul de strâmtă între situația din teren, chestiunile inginerești, chestiunile financiare și chestiunile legale. De asta, cred că pentru un primar sau un candidat la primărie să spună, uite, o să vă aduc o autostradă suspendată sau lucruri de genul ăsta, este neserios. Dacă tratăm lucrurile serios, ar trebui să spunem care este procesul. Procesul corect este ăsta pe care îl descriu și pot să vă dau exemple din 2016 de la Ministerul Sănătății. Un proiect grandios în care am fost implicat sunt cele 3 spitale regionale. Intenția domnilor care au tot fost la putere era ca cele 3 spitale regionale să fie date în pregătire Companiei Naționale de Investiții. Ați auzit? Compania Națională de Investiții, presupun că e un... Știți câte spitale a construit Compania Națională de Investiții? Zero. Cu toate astea, Guvernul României sau diversi domni din guvern ar fi vrut să dea 3 proiecte grandioase unei să le pregătească o companie care nu construise niciodată ceva de felul ăsta. Studiile de fezabilitate sunt un lucru foarte serios. Sunt un lucru foarte serios și de aia nu pot fi făcute de cineva care n-a făcut asta niciodată și cu siguranță nu pot fi făcute de o companie municipală care a fost înființată de Gabriela Firea pentru a produce hârtie. N-ai acolo oameni care au construit vreodată spitale și am văzut spitalul de hârtie al doamnei Firea în prezentat ca fiind pregătit de această companie municipală. Exact cum nu ar trebui să faci lucrurile. Lucrurile trebuie pregătite corect, așa încât ce am făcut în 2016 este să mă asigur că oameni profesioniști să lucreze la pregătirea proiectelor de spitale regionale. Cum am făcut asta? Am mers frumușel la Bruxelles și am vorbit cu Comisia Europeană, am vorbit cu Banca Europeană de Investiții și m-am asigurat, unul, că primim un grant, primii bani care au venit vreodată în România din fondurile, din planul Juncker, peste 1,5 milioane de euro, și prima pregătire a unui proiect de infrastructură în România, care s-a făcut direct prin Banca Europeană de Investiții, care a selectat consultantul și care a pregătit apoi studiile de fezabilitate cu toate pețele în roții pe care PSD le-a pus în ultimii 3 ani, așa încât măcar acum avem cel puțin un studiu terminat, ce anume pentru Spitalul Regional de la Iași. Dacă n-aș fi făcut lucrurile acelea așa cum se cuvine, ca la carte în 2016, astăzi am fi avut niște tancuri de hârtii produse de Compania Națională de Investiții, o companie care nu a făcut niciodată niciun plan pentru un proiect real și n-am fi avut probabil spitale nici în următorii 5-10 ani. Măcar așa avem o șansă. Cam asta este experiența mea cu proiecte grandioase, dar astăzi nu sunt implicat în niciunul dintre proiectele de mobilitate din București. Mulțumim! Bună ziua, Gabriel Șeitan mă numesc, sunt din București.
În primul rând, mi-a plăcut sondajele la noastră. Cei care au ridicat mâna că au venit cu mijloacele în transport, sunt curios să văd câți ar fi venit dacă existau loc de parcare, cine ar veni cu mașina, dacă vreți să ridicați mâna sus. Deci cam puțin. Da. În al doilea rând, sunt născut în București, acum 62 de ani și nu știu dacă e cineva în sală mai, care a stat mai mulți ani în București decât mine. Aha, tot puțin. Deci credeam că sunt cel mai preluat de aici din sală, dar văd că am concurență. Acum să revenim la lucrurile serioase. Ar trebui făcut un sondaj pentru cei care vor să ajungă la aeroport, la Otopeni și vin din județele Giurgiu sau Teleorman, din partea de sud a Bucureștiului, dacă îmi spuneți o soluție cum ajung la aeroportul Otopeni. Presupunând că este Paștele și merg cam 100 de persoane într-o zi în acea direcție, obligatoriu trec prin București. Deci întrebarea mea era dacă va fi vreodată gata centura Bucureștiului și aceasta cred că a rezolvat foarte mult din traficul celor care sunt obligați să tranziteze prin București. Dacă mă permiteți o remarcă, fără întrebare, deci am înțeles că urmează un studiu pentru taxa aceea pentru centrul Bucureștiului. Poftim? Referendum doar. Da, nu știu ce va fi. Ideea era că am văzut și o străinătate. Se poate face mult mai simplu pe fiecare mașină. Dacă sunt, se face un contract, se pot lua banii direct din bancă și e foarte simplu. Nu mai trebuie să meargă omul să plătească în fiecare zi pentru 5 lei sau cât este taxa de a trece prin București, prin centru. Nu, mai am un răspuns pentru doamna. Să vă rog să da. Cuvântul altora. Da, imediat, o secundă, e ceva important. Mai am niște prieteni la Londra care asistența socială vine și ia de acasă cu mașini speciale și îi duce și la tratament sau nu știu de ce nu se poate face și la noi în București. Mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. Avem o întrebare acolo. Marian Ivan, Asociația Optar. Aș avea două răspunsuri și două întrebări. Aș începe cu răspunsurile, cu două răspunsuri pe care nu le-am auzit. Aș explica, în primul rând, că un plan de mobilitate este o strategie, iar rolul unei strategii este pentru ca autoritățile, indiferent de culoarea politică, să ia aceleași măsuri, adică să aibă o viziune de dezvoltare a orașului. Planul de mobilitate urbană durabilă a fost adoptat în 2017, iar măsurile urgente prevedeau, una dintre măsurile urgente prevedea ca până în 2019 toate străzile pe care circulă transportul public și străzile spre instituțiile publice să fie accesibilizate. Bucureștiul este un oraș care nu are nicio stradă accesibilizată la nevoile persoanelor cu dizabilități. Referitor la zonele pietonalizate, fiecare proiect are o durată de implementare. La momentul în care a fost realizat planul de mobilitate urbană durabilă, exista PIDU. Văd că site-ul nu mai este funcțional, era pe bucureștecentral.ro. E cel mai avansat proiect de pietonalizare care stagnează de 5 ani de zile. Și acum întrebările. Sunt pasionat de mobilitate urbană durabilă, am mers în multe țări și orașe pentru a studia modul în care oamenii folosesc orașul, orașele. Bineînțeles că am ajuns și în Olanda și pentru că avem posibilitatea să avem un reprezentant al administrației publice de acolo, am două întrebări pentru dânsul. Eu nu-mi explic de ce în Olanda, bineînțeles, e puțin ciudată întrebarea deoarece compari Bucureștiul cu Olanda, dar nu mi-am explicat din ce am vizitat în Olanda, de ce în Olanda încă se mai construiesc piste pentru biciclete cu finisaj din dale, care deranjează mersul cu bicicleta. Și a doua întrebare, aș vrea să aud din gura unui olandez cum protejează legislația din țara respectivă bicicliștii în fața unor accidente cu traficul rutier. Aș vrea să audă și sala cam ce presupune o legislație care încurajează mersul cu bicicleta. Mulțumesc! Mulțumesc! I'll try to relate the two questions to see how we split them in the panel. So we actually have a question for Deputy Mayor Van Asten. Two questions. One is, why are still bicycle lanes being built with large... De ce continuați să construiți piste de biciclete
din dare de beton și a doua întrebare, cum favorizează și protejează legislația din Olanda bicicliștii ca ei să poată să meargă în trafic și să fie siguri că vor fi în siguranță față de șoferi. Persoana care șofează este întotdeauna cea vinovată, deci șoferul e întotdeauna vinovat, chiar dacă biciclistul, nu știu, a luat-o greșit, a trecut pe roșu, a mers, deci întotdeauna biciclistul este protejat și are dreptate. Mulțumesc pentru aplauze, dar să nu uităm că atunci când avem foarte mulți oameni pe biciclete, chiar e o problemă serioasă asta, pentru că oamenii o iau, merg în direcția greșită, oamenii se... În agenda mea, în săptămână, pentru de la viitoare, avem și o sărbătorire. Sărbătorim 150 de kilometri de piste de biciclete din beton. Deci avem un proiect de să trecem de la dale la beton efectiv, ca să fie mai lin pentru bicicliști. Întrebarea despre evitarea orașelor care construiesc construirea de centuri care ocolesc orașele. Cum integrez un oraș pentru într-o anumită zonă cu județele adiacente pentru a nu mai trece printr-un oraș ca să ajung la aeroport. Începe domnul Roseanu să preia întrebarea din punctul de vedere al transportului public, al rețelei feroviare, pentru că vorbim despre mereu despre transportul rutier, mașini, dar poate o soluție ca să ajung de la Giurgiu la Otopeni este să te gândești la alte lucruri decât mașini. Da, foarte rapid pe această temă, unul dintre documentele bune disponibile, există o notă la un ghid despre zonele metropolitane care se uită exact la această problemă, cum să integrezi într-un mod sustenabil transportul din exterior spre interiorul orașului și are câteva îndrumări foarte bune cum se face asta în acest cadru PMUD și recomand, acolo sunt niște lecții utile. Mulțumesc! On a short one, the solution to go from a neighboring town to the airport is not existent because the bridge failed 15 years ago and we couldn't fix it, so we couldn't build another one. And they said that it's going to be built in the near future, so hopefully so. So we cannot, take this Giurgiu to the airport. And secondly, we have a debate, I don't know, maybe 10 or 15 years from now. It's been a long debate that we need a railway, we need the aeroport. Aproape nimeni din cei implicați în aceste dezbateri n-au înțeles care este rolul unui sistem de metrou și unui sistem de tren rapid de suprafață. Normal că există și utilizatori care folosesc probabil la concurență alternativ un sistem sau celălalt, dar metroul în primul rând deservește orașul și cartierele prin care trece. Trenul deservea puncte terminale și, așa cum spunea și doamna Scurtu mai devreme, poate să deservească printr-o stație nouă în Otopeni, poate să deservească locuitorii unui oraș satelit sau unor oameni care vin de departe. Iarăși, în primul rând vorbim de planificare și dialog, pentru că degeaba vom organiza un park and ride într-un anumit punct, dacă acel punct este foarte îndepărtat de diversele puncte de plecare ale călătorilor și vom crea doar un efect de pâlnie. Ne aducem aminte că s-a încercat un simulacru de blocare a DN1 acum câțiva ani de zile și a fost un dezastru, pentru că oamenii plecau din satele, orășelele din jurul Bucureștiului, din zona de nord și oricum DN1 era congestionat.
intrarea într-o parcare acolo era oricum inutilă. Al treilea aspect, calea ferată România încă este, suferă, din punctul meu de vedere, de o centralizare și un centralism atroce. Autoritățile publice au un rol local, au un rol minimal în dezvoltarea unor servicii pe calea ferată. În proiectele pe care le-am avut prin țară, 7 mari orașe din România sunt interesate să investească în servicii, să spunem, urbane, suburbane de cale ferată și de fiecare dată vine un blocaj instituțional prin care doar o anumită instituție din Ministerul Transporturilor are dreptul, probabil dumnezeiesc, să gândească serviciile în toată țara. Deci, se va putea, dar iarăși, în primul rând, ce spun de fiecare dată, este partea de planificare și o viziune strategică. Mulțumim. Haideți să mai luăm niște întrebări. În partea aceasta aveam unul ridicat aici. În fază, primul, în al doilea rând. Aici aveam unul ridicat mai devreme. Mulțumesc frumos. Numele meu este Dumitru Oprițoiu și reprezint Europolis, Centrul de Expertiză Europeană. Uniunea Europeană își asumă în ultima vreme niște ambiții extrem de ridicate în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice și a încălzirii globale. De asemenea, am auzit aici că în următoarea perioadă mai mult de 70% din populația Europei se va concentra în zonele urbane. De asemenea, zonele urbane sunt responsabile de peste 60% din consumul de energie la nivel european și de un procent asemănător din emisiile de carbon. În acest context, pare că autoritățile locale au o responsabilitate ridicată în a contribui la acest efort comun european de a lupta cu schimbările climatice. Întrebarea mea este pentru cei doi candidați la Primăria București și Primăria Otopeni și, de asemenea, pentru domnul viceprimar. Ce politici ecologice, verzi, aveți în vedere în mandatele dumneavoastră, dacă vor fi, pentru a contribui la, cum spuneam, la această luptă cu schimbările climatice și la efortul comun european în această privință. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Hai să mai luăm o întrebare. Avem pe cineva, Valentin, sunt acolo și apoi revenim. Hai să luăm încă două întrebări și încercăm să le închesim cu rugămintea foarte mare să fie scurte. Bună ziua. Mă numesc Răzvan Toma. Reprezint o companie de electric scooter sharing. A nu se confunda cu trotinetele electrice. Vorbind despre mobilitatea urbană, Bucureștiul se află, din păcate, la coada clasamentului. Ce părere aveți despre soluțiile alternative de transport, sistemele de ride-sharing? Aici vreau să nu intrăm în polemica trotinetelor. Spunea domnul Ștefan Roseanu că în Italia conducătorii de scutere sunt protejați. Ar putea să se implementeze și la noi un astfel de sistem? Îl vedeți posibil? Hai să luăm și cealaltă întrebare. Mai avem o mână ridicată acolo, nu? Dar foarte scurt. Ok, bună ziua, mă numesc Șerbu Florin, lucrez în software, sunt pasionat de inovație, am o întrebare pentru candidați. Cum ați încuraja oamenii care conduc zilnic spre job, singuri în mașină, să-și împartă locurile lor libere cu alții, poate chiar colegi de serviciu? Este subiectul commute carpooling. Mulțumesc! Mulțumesc și mulțumesc foarte mult pentru cât de clară și scurtă a fost întrebarea. So, we have quite a lot of questions here. We have one about the green transition and sustainable economy and fight against climate change. We have one about protecting not e-scooters. In Romania we have trotinete and scutere. In English actually it's like scooters for both. But we're talking about the higher mobility issues and the platform economy and the micro transport issue and how, what's your view on that? And I'm actually going to ask Madalina to start on the first question and then we're going to go to the other two questions to other panelists. Thank you.
Este evident că în ceea ce privește poluarea, în ceea ce privește nevoia de a ne referi în permanență la protecția mediului înconjurător, cred că absolut orice politică va fi implementată, orice măsură, trebuie să aibă această componentă. Degeaba construim, degeaba reparăm, așa cum spunea și domnul viceprimar, nu facem, dacă nu avem în vedere componenta verde, componenta de poluare, nu facem decât să creăm noi probleme. Ne facem că reparăm și iar mă voi referi la acele proiecte care nu sunt grandioase, dar protecția mediului trebuie să fie esențială, o componentă a oricărei măsuri pe care o va lua orice administrație de acum înainte. În Otopeni există o nevoie foarte mare de spații verzi, pentru că Otopeniu nu are spații verzi, suntem la 9 metri pe locuitor, deci suntem foarte, foarte, foarte jos din punctul ăsta de vedere. Chiar în prezent există un proiect, o inițiativă cetățenească de salvarea unei suprafețe de 33 de hectare pe care urmau a se construi niște ansambluri rezidențiale și din ce în ce mai mult oamenii din Otopeni au început să spună că ei vor parcuri și nu ansambluri rezidențiale. Exact ce spuneam și mai devreme, măsura tuturor politicilor sunt oamenii și nevoile lor. Practic, asta va face administrația, asta trebuie să facă administrația viitorului. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. I'm going to ask the mayor to take the next one and maybe you can maybe combine the fight against climate change with the combinați cu lupta împotriva schimbărilor climatice, cu microtransportul și care sunt părerile, ce faceți în Haga pentru asta? Consiliul local a aprobat planul meu pentru mobilitate împărtășită. Avem un program pilot cu biciclete și trotinete în decurs de un an. Să vedem cum oamenii din Haga le folosesc, dacă avem cu toții imaginea asta a Chinei în care un milion de biciclete stau într-o grămadă pentru că nimeni nu le folosește și, mă rog, sunt dezasamblate. Deci vrem să implementăm asta într-un mod liniștit și vrem să vedem tot mai multe biciclete și trotinete partajate. Și asta face parte din acest plan de a avea o reducere de o reducere de 30%, de 40% de CO2. De asemenea, măsuri de parcare, dacă faci parcare mai scumpă, dacă construiești mai multe clădiri cu mai puțin locuri de parcare, oamenii vor folosi alte tipuri de transport. Avem mai multe sisteme park and ride la intrarea în orașe, deci parcări multimodale, investim în transport public. Recent am rezolvat problema, avem acțiuni în compania de electricitate, avem 600 de milioane de euro acolo, doar pentru orașul nostru și 50% de acolo investim doar în transport public. Însă nu e suficient, avem nevoie de 3 miliarde de euro pentru toate planurile noastre, dar avem câteva visuri, câteva vise și pe viitor. Cum spuneam, avem și subvenții pentru demolarea, pentru decomisionarea vechilor vehicule diesel. Unul dintre lucrurile cele mai bune pe care le putem face pentru a scoate de pe străzi cele mai poluante vehicule. De asemenea, investim în biciclete. Spuneam mai devreme de 150 de kilometri de piste de biciclete betonate. Avem, desigur, mai multe piste de biciclete pe drumurile noastre. Vom mai avea încă 30 de kilometri de asemenea piste, astfel încât bicicletele să meargă în siguranță și pe aceste drumuri. Și cu bicicleta nu trebuie să iei în considerare doar rutele pe care le ai, visele, ci unde și parchează și oamenii bicicletele, dacă merg la gară, e bine, sperăm să deschidem una dintre cele mai mari parcări din Olanda,
bicicleta, dacă oamenii merg acolo, merg acasă și vor să-și parcheze bicicleta acolo, dar nu există posibilitate, atunci nu vor mai folosi bicicleta pentru că li se fură sau se deteriorează, deci trebuie să te asiguri că trebuie să gândești la întregul pachet, dacă e sigur, dacă poți să parchezi bicicleta undeva, poți să o lași undeva și acestea sunt aspecte importante și astea sunt lucrurile pe care, în care investim în pentru un plan de mobilitate mai verde. O să-l duc pe Toma și pe mă devin la Vlad, candidatul pentru primăria București. Poate să spună totul la sfârșit, să vorbim despre acest sistem de carpooling și car sharing, această problemă, pentru că este un lucru care e o problemă oriunde când te gândești la ea, nu doar aici în București, să convingi pe oameni să-și facă aceste lucruri. Da, e o întrebare foarte bună. Cred că vedem foarte mult potențial în sistemul de car sharing, de împărțirea mașinilor. Avem dialoguri cu producătorii de mașini despre acest sistem. Uneori ei nu văd un caz solid de afacere acolo și trebuie să luăm măsuri de sprijinire ca să ne asigurăm că există o propunere de afacere atractivă pentru ei și de asemenea un mod atractiv ca acești oameni să folosească sistemul, dar ca principiu general car sharing, sistemul de car sharing oferă mai multe oportunități de a reduce numărul de mașini de pe străzi, să folosim mai bine spațiul disponibil, dar și pentru acele orașe care s-au angajat în sisteme de car sharing să se angajeze într-un dialog cu aceste companii și să aibă o conversație. În Eindhoven a existat un acord cu un furnizor de mașini electrice. În oraș li se dau locuri de parcare mai ieftine în returul datelor despre cum s-au folosit mașinile lor, care se folosesc pentru planificarea parcării, pe stații de infrastructură de încărcare, înțelegerea fluxurilor de încărcare a traficului, toate acestea sunt informații foarte utile pentru orașe. Din punctul de vedere al trotinetelor, dar problemele cele mai mari cu mopedele tradiționale sunt siguranța și zgomotul. Trotinetele electrice rezolvă partea de zgomot. Legat de siguranță, încă trebuie să mai lucrăm, dar pentru acele orașe în care am fost eu, sunt anumiți factori de succes, trebuie să te angajezi în dialog, să partajezi date despre condițiile de folosire, de cum se folosesc aceste instrumente în mod responsabil, există întrebări despre folosirea spațiului care trebuie rezolvate. Deci, dacă obținem adaptare bună acestor factori, cred că putem să folosim în siguranță și aceste platforme de trotinete electrice. O să-l invit pe Vlad. Just a couple of comments. Switch to Romanian. Pentru politicile de mediu sau măsurile pe care le luăm pentru protejarea mediului, nu știu dacă știți, dar pentru orice politică publică, pentru orice ordonanță de urgență, pentru orice hotărâre de guvern, există la final un tabelaș așa și spune impactul asupra mediului, impactul asupra sănătății. La un moment dat a fost introdus acest tabelaș la final, de obicei nu e completat. Pentru orice politică publică din România ar trebui să avem acest tabelaș completat, așa încât să ne dăm seama dacă facem ceva bine în direcțiile astea care par esențiale, nu-i așa? Cum ne purtăm cu mediul înconjurător, cum ne purtăm cu propria sănătate. Lucrurile astea trebuie luate în serios și pot să garantez că în București vor fi luate în serios. Dacă ne uităm ce am putea să facem, ce ar putea o municipalitate să facă în termen de mediu, de green, de cum să devenim un oraș mai verde, m-aș uita la consumul de energie, aș începe de acolo și aș porni de la energia cea mai verde cu putință. Știți care este cea mai verde energie? Și cea mai ieftină este cea economisită, e cea pe care nu o consumi. Prima dată trebuie să ne uităm la măsuri de eficiență energetică. Dacă ne uităm la locuințele din București, dacă ne uităm de asemenea la clădirile publice, care trebuie să fie un model, vedem că sunt un antimodel. De la aerul condiționat vara la cum sunt încălzite în timpul iernii. Vedem de asemenea, dacă ne uităm în legislație, că există o directivă europeană care spune că un procent, recunosc că nu mai țin minte dacă e 3, 4 sau 5% din fondul construit al instituțiilor publice ar trebui să fie renovate în fiecare an.
renovate din perspectiva asta a eficienței energetice. E 5? 5%. Am uitat procentul pentru că nu s-a respectat niciodată în țara asta. Niciodată. Deci ce ar trebui să facă o municipalitate este ca în clădirile pe care le deține să arate cum se face. Să arate că are sens să investești în eficiență energetică și asta poți să faci cu banii tăi sau există companii care se numesc ESCO, Energy Service Companies, care îți izolează clădirea, îți investesc în clădirea ta și apoi își recuperează banii din energia pe care nu o mai consumi, din economiile pe care le faci tu. Nu este așa de simplu, dar de implementat cum sună, dar conceptul este relativ simplu. Cea mai bună energie este cea pe care nu o mai consumi. Apoi vine energia verde și nu văd niciun motiv pentru care n-ar trebui măcar să pilotăm în București, în clădirile publice, să vedem dacă putem să instalăm panouri solare și să producem parte din energia pe care o consumăm. Măcar că vorbim despre apă caldă. Noi am făcut asta la Magic Camp și funcționează de minune. Ba, e și economic, nu e numai drăguț și, și dă bine în presă. Chiar este economic. A treia formă de energie, cea pe care nu poți să o produci cu prin sursă solară sau altă sursă regenerabilă, acolo trebuie încet, încet să mergem către tehnologii mai eficiente. Și aici vorbim de, sigur, întotdeauna vorbești despre bici și despre morcov. Cred că lucrurile astea trebuie să vină împreună. Nu poți să pui o taxă până nu oferă oportunitatea ca oamenii să se adapteze și un termen rezonabil în care oamenii să meargă în direcția aia. Noi cu toții avem nevoie de timp să ne îndreptăm într-o anumită direcție, dar pentru asta trebuie ca direcția să fie clară, să ne fie clar tuturor că este direcția bună. Și asta e ușor de exprimat, mai ales în aceste două domenii, mediu și sănătate. Pentru sănătate, de asemenea, fiecare măsură, fiecare politică publică a municipalității trebuie să vadă în ce măsură acea politică publică ne ajută să fim puțin mai sănătoși sau nu. Și am explicat mai devreme de ce sănătatea este atât de importantă. O secundă, m-aș referi la ce a fost discutat mai devreme, apropo de cum abordează Haga problema investitorilor care vin și vor să investească, nu-i așa? Și discursul public la noi este așa, fie e acest conflict între dezvoltarea orașului și conservarea patrimoniului și e o problemă falsă. Pentru că dezvoltarea orașului ar trebui să meargă mână în mână cu conservarea patrimoniului. Are tot sensul din lume. Iar dezvoltarea orașului este necesară și investitorii sunt necesari și investițiile sunt necesare, dar nu o să uit foarte curând ce a spus dumnealui, o propoziție foarte simplă. We want investors to work for the city. Vrem ca investitorii să lucreze pentru oraș. Vrem banii lor, vrem investițiile lor, dar ei vin la noi, ei vin în comunitatea noastră și cum noi trebuie să știm încotro vrem să mergem, ce vrem să avem în orașul ăsta și apoi, dacă vrea cineva să investească, este mai mult decât binevenit, dar în condițiile noastre. Și există și apropo de parcări, am privit întrebarea mai devreme, câte parcări, câți oameni, apropo de parcări, cred că e mai ieftin pentru un mall sau pentru o clădire rezidențială să plătească investiția pentru o linie de tramvai. Și există un exemplu la Timișoara. Pe calea Șagului e o companie privată care a plătit investiția în ca tramvaiul să vină până acolo. E mai ieftin pentru companie, s-ar putea să aibă sens chiar din punct de vedere comercial pentru compania respectivă. Nu văd de ce n-am putea face asta mai mult. Nu mai zic că multe alte lucruri în București am putea să le finanțăm cu companiile de aici. De exemplu, luminițe de Crăciun. E un lucru pe care l-ar face multe firme cu multă bucurie. N-ar trebui să investim noi. Am putea să facem ceva mai bun cu bani. Mulțumesc, Vlad. Și cred că mai avem toți un pic de răbdare până să ajungem la mâncare, ca să mai luăm un ultim rând de întrebări. Hai să luăm încă 3 întrebări, la fel o să rog să fie scurte. Avem aici un prim. Mersi mult. Alex Rădulescu, sunt reprezentant în România al unei companii de monitorizare a calității aerului, Airly, și vreau să fac o afirmație, pentru că s-a vorbit foarte mult despre trafic și despre poluare. Traficul major în București nu este de la mașini. Deci sunt perioade foarte poluate, noaptea și în weekend, când mașinile sunt parcate. Și această poluare vine de la industrie. Deci industria este
inamicul numărul 1 al sănătății noastre. Și acolo trebuie să ne îndreptăm. Și apoi, pentru partea asta de mobilitate urbană, cred că e foarte important educația cetățenilor. Pentru că, momentan, STB nu știe câți oameni merg cu mașinile. Pentru că avem o grămadă de categorii sociale care merg cu buletin. Nu știu, pensionarii nu și cei care își au abonament nu mai îl scanează. Pentru că e foarte greu, aparatele nu merg foarte bine. Și am văzut un exemplu foarte mișto la Cluj. Aveai cea stație de taxat în stație, efectiv, nu în mașină. Și aș vrea să întreb care ar fi soluțiile pentru a face cetățenii să valideze călătoria. În unele orașe chiar șoferul se uită la tine, sau în Europa, șoferul te întreabă dacă ai taxat, adică urci în față și taxezi, dar nu intri. La noi șoferii sunt de lux, au o cabină acolo prezidențială și nu-i poate deranja nimeni. Și e foarte ciudat. Mulțumesc. Doar un comentariu tehnic, pentru că va fi ultimul rând de întrebări. Ce o să vă propun să facem este ca fiecare speaker, începând cu Ștefan, să poată să aibă ocazia să aibă o reacție la toate cele trei întrebări. If you'll agree, so then we'll give you the chance to answer all three questions you'll get now. Deci avem o întrebare despre cum facem să identificăm mai bine cine merge cu transportul comun și ce facem cu industria care poluează orașele noastre. Mai o să mai luăm întrebare de acolo și apoi ultima de acolo. Bună ziua, mă numesc Narcis Costache, sunt biciclist. Am o întrebare care e foarte bine punctată acum, se potrivește tuturor participanților, speakerilor. Având în vedere că eu mă uit la Olanda ca la o țară premiantă în domeniul mobilității urbane durabile, l-aș ruga pe domnul Van Asten să ne transmită sau să transmită factorilor de decizie, viitorilor factorilor de decizie la administrația locală, trei cuvinte cheie. Cheie legate de? Mobilitate urbană durabilă. Ok, mulțumesc. Mulțumesc. Hello, I am Alexandru Tufan, part of the Light Rail Association. So, sunt Alexandru Tufan din partea Asociației Metro Ușor din București. Poate ați mai auzit de noi din presă. I have a question for the Vice Mayor of Haga. Și am o întrebare pentru viceprimarul din Haga. Aici în București am început de curând să avem un conflict între tramvaie și mașini, dar nu numai, și între autobuze și mașini. Un exemplu prost sunt șoferii care își parchează mașinile pe liniile de tramvai și poliția care nu face nimic. Am încercat să sun de mai multe ori și am făcut o grămadă de documente în sensul acesta, dar întrebarea principală este ce face în astfel de cazuri, în cazurile în care șoferii blochează transportul public. Și în al doilea rând, aici în București avem 7 sau 8 poliții diferite. Avem poliția locală, poliția națională, poliția rutieră. Niciuna dintre aceste poliții nu face practic nimic. Cum armonizați dumneavoastră toate aceste lucruri? Mulțumesc. Deci, bun, o să rezum. Cred că întrebarea noastră, cred că poate să-și primească răspunsul la sfârșit. Deci avem de-a face cu identificarea sau date concrete despre oamenii care folosesc transportul public, câți oameni folosesc transportul public, ce facem cu oamenii care parchează greșit și nu numai pe liniile de tramvai, dar, de exemplu, parcarea pe trotuare, nu pentru că sunt parcări parchează pe un loc unde oamenii ar trebui să meargă. Cum abordați cooperarea între autoritățile administrative și poliția? Și, de asemenea, trei cuvinte cheie privind mobilitatea urbană în viitor, ca să rezumați. O să începem cu Ștefan. Cele trei cuvinte cred că ar fi să ai viziune. Punct. Doi, în permanență sunt aceleași tipuri de întrebări, toate se rezumă la un singur lucru care nu ne caracterizează pe noi ca români. Nu respectăm regulile. Dăm o lege și a doua zi găsim formulă de bypassare. Dăm un regulament și a doua zi găsim o formulă de bypassare. Acest lucru se referă și la modul în care numărăm pasagerii și la modul în care avem accesul în transport public, apropo de întrebarea cu
cum știm câți călători avem în transportul public. Așa cum și reveni și la o întrebare de mai devreme, dacă în România putem să protejăm bicicliștii și scuteriștii. Răspunsul este da. Poate și alte țări pot să facă acest lucru, e clar că și noi. Am o vorbă mai veche, românii nu sunt un popor de extraterestri crescuți într-un glob de sticlă. Da? Suntem pământeni ca toți ceilalți, cu bune cu rele. Deci, dacă se poate face treabă în alte țări, cred că putem să o facem și noi. Tot legat de unde parcăm și unde nu parcăm, trebuie să ne mai aducem aminte și de sensul, poate primar al unor cuvinte, trotuarul românește vine din franceză, înseamnă de la trote, care înseamnă a merge pe jos. Când ne vom aduce aminte de acest lucru, poate și trotuarul va redeveni un spațiu de, de mers pe jos. Regulile, încă o dată, trebuie să fie clare, să fie respectate. Există suficiente tehnologii de la camere de filmat cu recunoaștere de, de plăcuțe de înmatriculare și tot felul de alte elemente, până la cele, să spunem, analogice, în care un polițist sau un angajat al unei instituții publice să aibă un cadru clar de comportament. Închid spunând doar că ieri, apropo de zăpada care ne-a fost arătată mai devreme, am avut plăcerea să aud două doamne de la curățenie stradală care își puneau întrebarea, acum ne apucăm să dăm zăpada din fața trecerii de pietoni? Deci era o dezbatere între cei doi angajați care ar fi trebuit să aibă o regulă foarte clară cu care au plecat de la, nu știu, șeful de echipă și poate și mai de sus. Cred că asta răspund la o grămadă de întrebări care s-au pus astăzi prin sală. Mulțumim. Yes, good questions. Just on the enforcement. Da, mulțumesc. Privind în ceea ce privește cu poliția, e o provocare nu doar pentru România, dar sunt multe state membre din Uniunea Europeană. Sunt multe state în care legislația nu se respectă și la nivel local. Am auzit foarte multe experiențe despre politicile locale care nu sunt implementate, nu sunt aplicate de administrație sau de forțele de implementare a legii. Nu sunt resurse, din câte am auzit, nu pot să ofer o soluție foarte bună, dar cel puțin vreau să știți că nu sunteți siguri în ceea ce privește, nu sunteți singuri în ceea ce privește asta. În ceea ce privește datele, există foarte multe tehnologii noi. Am văzut unele recente despre camere cu inteligență artificială care pot să spună exact ce tip de vehicul sau pieton sau bicicletă merge pe stradă, camere în autobuze care pot să-ți spună câți pasageri ai ca să poți să-ți construiești politicile. Deci sunt foarte multe soluții tehnologice privind numărarea persoanelor sau a pasagerilor. Cred că cele trei cuvinte pe care le-aș spune ar fi oameni, oameni și oameni. Ceea ce privește modalitățile de a identifica cine folosește transportul în comun, și în această situație și în orice altă sau cu privire la orice altă măsură care privește oamenii, cel mai important este investiția în a le explica oamenilor despre ce este vorba, de ce o măsură este importantă înainte de a implementa orice, discuți cu oamenii. Oamenii trebuie să înțeleagă. Da, e adevărat, suntem obișnuiți prin tradiție cumva să nu respectăm legile, sau poate nu să nu le respectăm neapărat, ci să le ocolim. Ne place cumva să ocolim legile. Dar cred cu tărie că oamenii vor înțelege atâta vreme cât cineva explică și explică pe înțelesul tuturor de ce o măsură este bună, de ce trebuie să ne plătim biletul de tramvai, spre exemplu, cred că oamenii vor înțelege. E adevărat, nimic nu se face rapid,
E adevărat, nu va da roade în 6 luni, 7 luni, 8 luni, dar cred că într-un an, 2, 3, 4, lucrurile cu siguranță încep să se schimbe. Cele trei cuvinte, evident că trebuie să existe o strategie, strategie care să aibă la bază nevoile oamenilor și peste toate, în mod evident, trebuie să existe lege. Și aici revin cumva la cea de-a doua întrebare. Ce facem cu șoferii care nu respectă regulile de circulație? Vlad spunea mai devreme și spunea bine. We have the carrot and we have the stick. E adevărat, explicăm, dar trebuie să existe. Orice normă legală are și un aspect coercitiv, are și o parte punitivă. Asta este rostul de a normele juridice reglementează relații sociale. Yeah, I start looking. Da, eu o să încep să caut cele trei cuvinte pentru că e foarte dificil pentru mine. Adică eu sunt un mare fan al bicicletelor. În prima zi în care am mers la birou, mi s-a spus, acum ai dreptul la un șofer și o mașină. Și m-am gândit, de ce am nevoie de mașină și de șofer? Și mi-a zis, bun, folosește, o să le folosești. Mi-au trebuit 40 de minute ca să ajung de acasă la primărie, când practic era un drum cu bicicleta de 15 minute. Și am spus, bun, dacă trebuie să merg undeva foarte departe, unde nu pot să ajung cu transportul public, ok, o să folosesc mașina, dar dacă nu, o să folosesc bicicleta și sau tramvaiul. Dar cele trei cuvinte ar fi pune bicicleta pe primul loc, pentru că trebuie să începi cu traficul lent, cu biciclete, cu pietoni, pentru că atunci când faci noi străzi, gândește-te la oameni care merg și la bicicliști. În al doilea rând, siguranța. Protejează biciclistul la toate intersecțiile. Am spus mai devreme, trebuie să te uiți la tot drumul de acasă până la destinație, dar și înapoi. Al patrulea rând, comunitatea, pentru ca bicicleta și biciclistul să fie în centru atenției, trebuie să implici pe toată lumea. Cum o să învețe copiii să meargă pe bicicletă dacă părinții nu știu să meargă pe bicicletă? Cred că e un exemplu, de exemplu, ar fi săptămâna bicicletelor sau pentru că țara mea a fost o țară a bicicletelor, dar apoi oamenii au început să uite despre asta și uite asta și în 20-30 de ani totul era concentrat pe mașini care pur și simplu au distrus pistele de biciclete. Există exemple în Europa, uitați-vă în jur, pentru că există exemple peste tot. Nu avem multe probleme cu mașini care parchează în fața tramvailor, de exemplu. Deci poate că, nu știu, olandezii pur și simplu nu, noi nu avem acea problemă. Dacă se întâmplă asta, pur și simplu mașina e remorcată și dusă de acolo imediat. Deci să adaug ceva la ce tocmai a spus. Am locuit 14 ani în Viena și la început nu eram foarte, la un moment dat mi-am cumpărat o mașină pentru că trebuia să merg în Ungaria odată la câteva săptămâni ca să cumpăr medicamente, ceea ce s-a numit rețeaua citostaticelor. Altfel în Viena n-am avut niciodată nevoie de mașină. Dar dacă tot o aveam, am mers de câteva ori în oraș cu ea și atunci când am parcat-o prima dată greșit, am găsit-o undeva lângă oraș și m-a costat 350 de euro amenda și încă 60 de euro taxiul. Și n-am mai parcat-o niciodată greșit. Apoi, pentru reprezentantul companiei poloneze, care îi mulțumim, deși produsele, a spus doamna primar că nu sunt ce trebuie, noi știm că sunt și am văzut câteva probleme grave. Ce facem cu industria din București, dacă vedem că poluarea vine de acolo? Păi monitorizăm, după care aplicăm legea. E atât de simplu. O aplicăm dacă asta înseamnă amenzi, înseamnă amenzi. Dacă asta înseamnă colaborare cu alte instituții care să facă asta, atunci o să le rugăm să facă. Și dacă nu fac, atunci Bucureștiul, cred că are dreptul la un primar care să
facă mai mult decât vede, decât prevede fișa postului, adică să conducă propria instituție, cred că trebuie să fie și un avocat al bucureștenilor, a tuturor oamenilor care locuiesc aici. Deci, în principiu, asta, vom aplica legea și ne vom asigura că legea este aplicată. În privința datelor, da, sunt foarte multe date pe care nu le colectăm și, de asemenea, sunt foarte multe date pe care le colectăm, dar nu le folosim. Asta este și motivul pentru care, în prima zi, vom porni evaluarea pentru sau procesul de angajare a unui Chief Technology Officer în București. Cred că e momentul ca Bucureștiul să aibă un Chief Technology Officer, un om care să fie destul de calificat și care să-și facă o echipă care să ne asigure, care să ne poată ajuta să fim un oraș competitiv și în secolul ăsta. Un oraș cu atâția oameni talentați și cu o industrie destul de dezvoltată în domeniul IT, cred că ar merita ceva mai bun în primărie și din punctul ăsta de vedere. După care toate datele o să fie disponibile public. E o chestiune care nu ține numai de generozitatea primarului sau administrației, ci de binele nostru al tuturor. În privința șoferilor de bus, tind să nu fiu de acord cu dumneavoastră, nu cred că oamenii care conduc autobuzele din București sunt pe o poziție foarte privilegiată. Vorbeam aseară pe Facebook cu un prieten din Viena care este șofer de autobuz acolo și îmi spunea cam care sunt condițiile și cum are grijă compania atât de oamenii care lucrează acolo, dar și să-și facă cât mai bine treaba. De exemplu, dacă au un accident, există un soi de poliție internă care preia din momentul în care se întâmplă incidentul. E cineva care vine și preia tot și ei au un întreg proces ca să iasă din condiția de stres. La ce aud eu de la șoferi din București, că toate te iei cu mâinile de cap, că cineva care lucrează ca șofer trebuie să facă toate lucrurile alea. Ca să nu mai zic de... Dacă ne uităm la autobazele de la Pipera sau de la Floreasca, au primit oamenii o scrisoare de la primărie că până la 31 martie trebuie să elibereze autobaza. Nu li s-a spus unde o să se mute cu autobuzele, nu li s-a spus nimic, după care câteva zile înainte de 1 februarie li s-a spus să o ușchească de acolo. Și au fost duși într-un loc care n-a funcționat niciodată ca autobază, unde n-aveau nici măcar apă. Cam asta e modul în care această companie își tratează proprii angajați. Iar dacă vă uitați, e o imagine emblematică, cred eu, de ieri, cu multe femei și un bărbat care împing un autobuz. E din ceea ce ar trebui să fie zona metropolitană a Bucureștiului. Dar ce e interesant e că dacă vă uitați la acel autobuz, deasupra avea zăpadă. Și sigur, pentru mașinile personale pe care le ținem afară, e ok să aibă zăpadă deasupra. Dar te întrebi unde a stat autobuzul ăla peste noapte. Autobuzele nu ar trebui să stea afară. E un lucru de bun simț. Și asta apropo de cum ne tratăm. Cât de important e transportul în comun pentru primărie și pentru primăriile de pe lângă. Deci aia e o mașină a STB-ului. Cele trei cuvinte sunt încredere. Și încrederea se câștigă prin deschidere și se câștigă prin dialog și se câștigă prin fapte, prin demonstrarea bunei intenții, mai mult decât prin vorbe de politician. Apoi, cred că al doilea cuvânt este plan și al treilea cuvânt este implementare. Cu alte cuvinte, stick to the fucking plan. Asta cred că ar fi bine să facem de la un punct încolo, să ne mai și ținem de planuri, măcar de planurile alea mari pe care le-am creionat împreună și pe care le-am super discutat, cred că ar trebui să ne ținem de ele. Deci, încredere, plan și implementare, dacă vreți, sau acțiune. Mulțumesc foarte mult! I want to take a big thank all.
mulțumesc. Acum aș vrea să le mulțumesc oaspeților noștri și dumneavoastră că ați venit. Cred că discuția și ce ați auzit acum reprezintă esența ceea ce încercăm să facem aici cu această serie de evenimente, din care o să încercăm să facem mai mult. Reunim experți și oameni care vă pot spune care sunt problemele și încercăm să aducem aici și candidați, politicieni, care au sarcina de a încerca să rezolve aceste probleme pe care nimeni nu le-a rezolvat în ultimii 20-30 de ani sau mai mult. Și ce încercăm să subliniem și concluzia cu care plecați de aici, sperăm, este că sunt soluții și sunt soluții și pentru că au fost făcute în alte orașe europene de mulți ani, pentru că există noi tehnologii, noi platforme, noi idei și sunt și oameni care încearcă să implementeze aceste soluții. New Europe încearcă să ducă această inițiativă mai departe. Noi nu o spunem să o spui renew, adică renoire, nu sunt cuvinte goale, nu încercăm să reinventăm roata, ci reinventăm felul în care ne gândim la soluții și cred că în România este un lucru clar. Zic aici, și anume că nu suntem într-o blocaj imposibil. Nu există nimic care să nu poată fi niciodată rezolvat, chiar dacă de foarte multe ori pornim o discuție sau avem tendința să vorbim despre problemă ca și cum așa ar fi în România, poate pentru că ne-am obișnuit ca acea problemă să nu fie rezolvată de, cum am auzit, 24 de ani sau de mai mulți ani. Dar în același timp, și asta e foarte interesant și asta trebuie să învățăm, dacă nu de la colegii din străinătate, dar uite, de la românii care lucrează în străinătate sau care au lucrat în străinătate, este că toate problemele care ne înfruntăm le-au înfruntat și alții și există soluții pe care le putem face. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit, vă mulțumesc foarte mult că ați pus întrebări. Vă invit pe toată lumea la o mică recepție de networking în care veți avea ocazia să vorbiți direct cu invitații noștri, să schimbați câteva cuvinte și vreau să vă mai rog ceva, vreau să le oferim o mână de aplauză tuturor voluntarilor de la echipa care a făcut evenimentul acesta posibil. Și o ultimă mână de aplauze paneliștilor noștri. Mulțumesc!